Șoareci și oameni, de John Steinbeck. Traducere postfață și tabel cronologic de Frida Papadache. Editura Cartea Românească, București, 1971. Citește Maria Enache. Capitolul 1. Câteva mile mai la sud de Soledad, râul Salinas vine de se lipește de coasta dealului și curge verde și adânc. E și caldă apa, fiindcă s-a strecurat, sclipind în soare peste nisipurile galbene, mai înainte de a se aduna într-un lăculeț. De partea râului, coastele aurii ale dealului suie unduind până la înălțimile stâncoase ale munților Gabilan, dar spre vale apa e mărginită de arbori, sălcii ce înverzesc crud în fiece primăvară, păstrând pe la încheieturile frunzelor de jos resturi din viiturile de cu iarnă și sicomori cu crengi albe pestrițe lungi și ramuri ce arcuiesc deasupra apei dormitânde. Pe țărmul nisipos, pe sub arbori, frunzișul se așterne des și atât de uscat că o șopârlă iscă un foșnet zgomotos când se strecoară prin ei. Seara ies iepuri din hățiș ca să se așeze pe nisip și locurile jilave din luncă sunt pline de urme, urme de cunoapte de ale ratonilor și lăbărțate labe de câini de pe la ferme și copitele despicate ale cerbilor care vin să bea pe întuneric. Eu întrumeag printre sălcii și sicomori, călcat de băieții care coboară de pe la ferme să se scalde în locul cu apa adâncă și bătut de muncitorii ambulanți care coboară osteniți din șosea când se lasă seara să-și facă sălaș lângă apă. În fața crengii joase a unui sicomor uriaș s-a înălțat un morman de cenușă lăsat de multele focuri și creanga s-a netezit și s-a lustruit de câți au șezut pe ea. În serarea unei zile cu arșiță stârnea un vântuleț prin frunziș. Umbra suia dealurile spre culmi. Pe malurile nisipoase ședeau neclintiți iepurii, ca niște mici bolovan cenușii tăiați cu dalta. Și apoi veni dinspre drumul mare zgomot de pași prin frunzele uscate de sicomor. Iepurii otuliră fără de zgomot în adăposturi. Un stârc își înălță trutnic aripile și se lăsă greoi mai la vale pe apă. O clipă locul rămase fără de viață. Apoi se iviră doi bărbați de pe cărăruie și veniră la loc deschis lângă ochiul de apă verde. Coborâsără drumeagul unul după altul și ajunși la loc deschis, unul tot mai rămânea în urma celuilalt. Purtau amândoi pantaloni de doc și haine de doc cu nasturi de alamă. Pe cap aveau pălării negre, pleoștite și pe umăr ducea fiecare câte un sul de pături strâns înfășurate. Cel din tâi era mărunt și iute, oacheș la față, cu niște ochi fără de astâmpări și trăsături ascuțite, ferme. Totul în făptura lui era bine definit, mâini mici și puternice, brațe zvelte, nasul subțire și osos. Cel ce pășea în urmă era exact contrariul său. O namilă de bărbat cu o față informă, cu ochi mari, șterși și cu umeri lați și aduși. Umbla greoi, târșuind nițel picioarele, cum își târăște labele un urs. Brațele nu-i pendulau în mers, ci atârnau grele. Ajuns în luminiș, cel din tâi se opri scurt, încât al doilea făcut pacii să dea peste el. Își scoase pălăria și după ce șterse panglica dinăuntru cu degetul arătător și îl scutură ca să pice jos nădușeala. Tovarășul lui își lepădă păturile, se trânti jos și începu să bea la suprafața ochiului verde de apă. Sorbea cu gâlgâituri lungi, sfărăind în apă ca un cal. Cel mărunt veni neliniștit lângă el. Leni, spuse cu glas aspru. Leni, pentru numele lui Dumnezeu, nu bea așa mult. Leni continua să sfărăie cu nasul în apă. Mărunțelul se aplecă și îl zgâlții de umăr. Leni, o să-ți fie rău, cum ți-a fost și aseară. Leni își scufundă capul în apă, cu pălărie cu tot, și apoi se așeză pe mal, iar din pălărie îi șiroia apa pe haina albastră și îi se prelingea pe spinare. Bună, ce-i făcu? Bea și tu, George, bea și tu, pesăturate, zâmbi fericit. George își scoase sulul de pe umăr și îl puse ușurel jos. Nu prea sigur că-i bună apa, zise, parcă ar avea niște spume. Lenny își bălăcea laba lui mare și își zvârcolea degetele prin apă, făcând-o să țâșnească în strop mărunți. Inele se lățiră până în partea cealaltă a lăculețului și se întoarseră iar înapoi. Lenny le urmărea. Iete, George, iete ce fac eu! George îngenunchie lângă apă și bău, scoțând apa cu îndemânare în căușul palmei. La gust nu-i rea, admise. Dar nici curgătoare parcă n-ar fi. Apa numai când îi curgătoare s-o bei, Lenny, făcu, fără de nebejde. Tu și din șanță ai bea când ți-e sete. Își turnă pe față un căuș de apă și și-o răspândi frecând-o cu mâna pe sub bărbie și în jurul cefii. Apoi își puse iar pălăria pe cap,
se dădu înapoi de lângă apă, își săltă genunchii și-i cuprinse cu mâinile. Lenny, care îl urmărise, făcu și el a idoma aceleași mișcări. Se împinse înapoi, săltă genunchii și-i cuprinse cu mâinile, apoi aruncă o privire spre George ca să vadă dacă făcuse bine. Își trase pălăria nițel mai pe ochi, cum o avea și George. George, posomorât, se uita țintă la apă. Marginile ochilor îi erau înroșite de soare. Vorbi mânios. Puteam să fi mers cu autobuzul până la fermă, să fi știut păcătosul ăla de șofer ce spune. Ci că numai un pic mai la vale de șosea acolo, numai un pic. Aproape 4.000 fură firariele afurisite. N-a vrut să oprească la poarta fermii, asta a fost. Era lene blestematul să frâneze. Tașcă nu a catadixit să oprească nici la Soledad. Ne împinge afară și cică numai un pic mai la vale colo. Pui rămășa că fură mai mult de 4.000. Ce căldură afurisită toată ziulica. Lenny se uita cu sfială la el. George, îi cei? Cum ne ducem, George? Mărunțelul își smuci pălăria mai pe ochi și se încuruntă către Lenny. Ai și uitat, ai? Iar să-ți mai spui o dată, ai? Iisuse, Doamne, că zec mai ești. Am uitat, zise Lenny cu blândețe. M-am silit să nu uit. Zău că m-am silit, George. Bine, bine, îți mai spui o dată, că tot n-am altă treabă. N-am decât să stau toată ziulica cu tine, să-ți tot spui toate alea, și tu să le uiți și eu iar să ți le mai spui odată. M-am tot silit, spuse Lenny. Da, degeaba, ții minte de iepuri, George. Dă-i dracu de iepuri, altceva nu știi să ții minte decât de iepuri. Bine, acum ascultă și vezi de ține minte ca să nu dăm de necaz. Ții minte când ședeai lângă igola aia pe un trotuar din Howard Street și te uitai la tabla aia neagră? Pe fața lui Lenny se lăți un zâmbet fericit. Păi dar, George, asta ți-o minte, cum să nu ți-o? Dar pe urmă, ce făcurăm? Ți-o minte că trecură pe acolo niște fete și tu zisești, ai zis? La dracu ce-am zis! Ții minte când ne-am dus la biroul lui Mari și Ridi și când ne-a dat bonuri de muncă și bilete de autobuz? Știu, George, acum mi-aduc aminte. Își vârâ repede mâinile în buzunarele laterale ale hainei, spuse apoi încetişor. George, eu n-am pe-al meu, l-o-i fi pierdut. Se uita în jos disperat. Nici nu l-ai avut, prostule. Le am eu amândouă aceia. Ce era să te las pe tine să ții bonul de muncă? Lenny rânji ușurat. Gândeam că l-ai fi pus în posunar. Își cufundă iar mâna în buzunar. George îl privi cu asprime. Ce scosești din buzunarul ăla? N-am nică în buzunar, făcu Lenny ficlean. Știu că n-ai. E în mâna ta. Ce ții în mână și ascunzi? Nica nu ți-o, George, pe cuvânt. Haide, haide, dă-mi coa. Lenny ținea mâna strânsă, depărtând-o de George. Doar un șoarece, George. Un șoarece? Un șoarece viu? Doar un șoarece mort, George. Nu-l omorâi eu. Pe cuvânt, îl găsi. Îl găsi mort. Dă-l în coa, porunci George. Lasă-mi-l, George. Dă-l în coa, am zis. Mâna strânsă a lui Lenny se supuse cu încetul. George scoase șoarecele și îl zvârli dincolo de apă în cățiș. Dar ce faci tu cu un șoarece mort? Păi, îl mângâiam cu deștiu mare când mergeam pe drum, zise Lenny. N-o să mângâi niciun șoarece cât o să mergi cu mine. Ții minte unde ne ducem acum? Lenny se fustăci și apoi rușinat își ascunse fața pe genunchi. Iar uitai. Doamne Iisuse, făcu George resemnat. Bine, ascultă. Ne ducem să muncim la o fermă ca aia de unde venim. De colo sus, din nord. Din nord? De la Uid. A, așa, ți-o minte, la Uid. Ferma aia unde ne ducem acum e aici aproape, la vreun sfert de milă. Intrăm și vorbim cu administratorul, cu șeful. Ascultă bine ce-ți spui. Eu îi dau bonurile de muncă și tu nu spui nicio vorbuliță. Stai și tu acolo și nu sufli o vorbă, că dacă o vedea ce nebun și ce prost ești, nu ne dă de lucru. Dar dacă te vede muncind când nu te aude vorbind, s-a făcut. Înțelesești? Sigur, George, sigur că înțelesei. Bine. Acu când intrăm să vorbim cu șeful, tu ce faci? Eu, chipzui Lenny. Fața i se încrețise de încordat ce se gândea. Eu nu spui nicio vorbă. Stai acolo și nu spui nicio vorbă. Brava, vezi că ești băiat bun. Brava! Acum mai spui asta de 2-3 ori la rând, ca nu cumva să uiți. Lenny mormăia încetişor pentru sine. Nu spui nicio vorbă. Nu spui nicio vorbă. Nu spui nicio vorbă. Bine, făcu George. Și nu faci nicio prostie cum făcuți la Uid, auzi tu? Lenny păru uluit. Cum făcui la Uid? Așa, va să zică și asta uitaș, ai? Bine, nu-ți mai aduc aminte. Mie că o faci iar. O lumină de înțelegere zvâgni pe fața lui Lenny.
Ne-a dat afară de la Weed, explodă triumfător. Ne-a dat afară pe dracu, făcut George în silă. Am fugit noi. Ei ne-a cătat, dar nu ne-a dat de urmă. Lenny chicoti fericit. N-am uitat-o pe asta, te crezi? George se lăsă înapoi pe nisip și își încrucișă mâinile sub cap, iar Lenny îl imită înălțând capul să vadă dacă a făcut întocmai ce trebuia. Doamne, că multă bătaie de cap mai am cu tine, zise George. Ce lesne mi-ar fi și ce bine aș duce-o să nu te am pe tine în cârcă. Ce bine mi-ar merge și poate aș putea și eu să mă țin cu o fată. O clipă Lenny zăcu liniștit și apoi spuse bucuros. Mergem să lucrăm la o fermă, George, așa vezi? Pricepuși, dar de dormit o să dormim aceea. Știu eu de ce. Lumina scădea repede acum. Doar crestele munților Gabilan mai dogoreau în vâlvoarea soarelui care părăsise valea. Un șarpe de apă luneca pe lac, ținând capul în sus, ca un mic periscop. Trestia se clătina ușor către apă. Departe spre șosea, un om strigă ceva și un altul îi răspunse. Frunzișul sicomorului fremătă în adierea unui vânticel care se stinse îndată. George, ce ne ducem la ferma aia? Să ne dea și nouă de mâncare. La fermă dă de mâncare la oameni seara. George se întoarse pe o parte. Geaba întreb tu de ce. Uite așa. Îmi place mie aceea. Mâine îmi merge la lucru. Văzui niște trăierătoare pe drum când veneam. Asta înseamnă că o să avem de cărat la saci cu grăunțe până crapă mațele în noi. În noaptea asta stau aceea cu ochii la cer. Îmi place aceea. Lenny se sculă în genunchi și îl cercetă cu privirea pe George. Și de mâncat nu mâncăm aseară. Dar cum să nu? Dacă adun tu niște nuielușe uscate de salcie. Am 3 cutii de fasole în bocceaua mea. Ia fă tu un foc. Îți dau un chibrit după ce adun uscăturile. Și apoi încălzim fasolea și mâncăm. Lenny zise. Mie îmi place fasolea cu zeamă de roșii. O fi, dar n-avem zeamă de roșii. Du-te după lemne și vezi să nu umbli brambura, că acuși se întunecă. Lenny se puse greoi pe picioare și dispăru în hățiș. George rămase culcat, fluierând domol pentru sine. Dinspre râu se auzea plescăind apa în direcția unde pornise Lenny. George se opri din fluierat și își ascuția auzul. Bietul nerod, spuse încetişor și începu iar să fluiere. O clipă mai târziu se auziră trosnind prin hățiș pașii lui Lenny, care se și întorsese. Ducea în mână o singură nuielușă de salcie. George se așeză în capul oaselor. Așa, spuse brusc, dăm șoare cola. Dar Lenny înscenă o complicată pantomimă de inocență. Care șoarec, George? Eu n-am niciun șoarec. George ținea mâna întinsă. Haide, dă-l încoa, nu mă duci tu pe mine. Lenny șovăi, se dădu înapoi, se uită disperat spre partea hățișului, de parcă ar fi chipzuit dacă să nu se refugieze acolo. George spuse rece. Îmi dai șoarecul ăla, ori mă faci să te pocnesc. Ce să-ți dau? Știi foarte bine ce, afuristitule, dă-mi cu așoarecul. Lenny băgă mâna în buzunar cu șovăială. Glasul începu să-i tremure nițel. Dar de ce să nu poți să-l țiu? Nu e alu nimeni șoarecul ăsta. Nu-l furai, îl găsi moart lângă drum. Mâna lui George rămânea întinsă poruncitor. Cu încetineală, ca un cățel care nu vrea să aducă înapoi mingea aruncată de stăpânul său, Lenny se apropie, se dete înapoi, se apropie iar. George pocni din degete, tare, și la acest zgomot Lenny îi puse șoarecele în mână. Dar nu făcea nică rău cu el, George! Numai că-l mângâiam! George se sculă și aruncă șoarecele cât putu de departe în hățișul peste care se lăsa întunericul, apoi se duse către apă și se spălă pe mâini. Nebun prost ce ești! Ce credeai că nu vezi cum te-ai udat pe picioare când ai trecut apa să-l iei? Auzi plânsul scâncit al lui Lenny și se roti pe călcâie. Desmiorcă-i ca un țânc, Doamne Hristoase, cogeamii te flăcău în toată firea. Lui Lenny îi tremura buza și ochii îi înnotau în lacrimi. George, îi puse mâna pe umăr. Nu ți l-am luat numai așa de răutate. Șoarecola apucase să putrezească Lenny și apoi îl și zdrobise și tot mângâindu-l. Las că găsești tu altul proaspăt. Și pe la te las să-l ții nițel. Lenny se așeză și lăsă capul în jos abătut. Nu știu unde mai e alt șoarec. Știu o cucoană care mi-i da mie totdeauna când îi prindea. Dar cocoana aia nu-i aceea. George îl mai muțări. O cocoană ai? Nici măcar nu ții minte cine era cocoana aia. Păi nu era chiar tușta Clara? Și pe urmă nu ți-a mai dat nici ea, ca vezi că-i umorai mereu. Lenny își ridică ochii triști către el. Păi dacă era așa mici, spuse, parcă s-ar fi scuzat. Eu îi mângâiam, dar nu tăcea mult și m-am mușcat de dește și atunci le ciupeam un pic capul și ei murea, fiindcă era așa mici. George, aș vrea să avem mai repede iepurii ăia. Iepurii nu e așa mici. Dă-i dracu de iepuri. Ți nu poate să ți-i dea pe mână nici măcar șoareci vii. Tușta Clara îți dă-te un șoarec în glumă și tu nici nu te uitai la el. Păi nu era bun să-l mângâi, făcu Lenny. Vâlvătaia sfințitului pierea de pe culmile munților, și amurgul se lăsa peste vale. Printre sălcii și sicomori se strecura pe umbra. Un crap mare se ridică la suprafața lacului,
hăpăi după aer și apoi se cufundă iar misterios în oglinda întunecată, lăsând în urmă cercuri crescânde. Deasupra capetelor celor doi, frunzișul fremăta iar și smocuri mici de scamă de salcie se lăsau prin aer și aterizau pe suprafața lacului. Ai de gând să aduci lemnele alea?" întrebă George. E o groază colo, după copacul ăla, rămase de la viitură. Ia du-te și adă-le." Lenny se duse în dărătul copacului și scoase de acolo un braț de frunze și de crenguțe uscate. Le aruncă grămadă peste mormanul de cenușă veche și merse din nou și apoi încă o dată să aducă altele. Se făcuse aproape noapte. Aripa unei turturele tremură peste apă. George se duse către morman și aprinse frunzele uscate. Flacăra se înălță scârțâind printre crenguțe și se lății. George își desfăcu boccea și scoase la iveală 3 cutii cu conserve de fasole boabe. Le rândui în picioare în jurul focului, aproape de dogoare, dar fără să le atingă flacăra. E la fasole acolo pentru 4 inși," zise George. Lenny îl urmărea de cealaltă parte a focului. Spuse răbdător. Mie îmi place cu zeamă de roșii. Ei, de-aia n-avem," izbucni George. Numai ce n-avem, aia vrei. Doamne sfinte, să fiu eu singur, ce bine aș duce-o. M-aș duce să caut de lucru și aș munci fără de nicio supărare. Nu tu belele, nu tu nimic. Și la capul lunii, ia-ți băiete, îi $50 și du-te cu ei la oraș și fă cu ei ce poftești. Păi cum, aș putea să stau toată nopticica într-o casă cu fete? Aș putea să mănânc unde aș pofti? Și pe la otele? Și oriunde? Și să comand orice mi-ar trece prin gând, firar să fie? Și asta aș putea să o fac în fiștecare afurisită de lună, să-mi iau o jumătate de vadră de whisky, or să joc câte o partidă de biliard. Lenny, în genunchi, urmărea mânia lui George și fața era căispată de teroare. Și de ce am parte? Continuă George furios. De tine. De nicio muncă nu ești în stare să te ții și din pricina ta pierzi și eu orice treabă care o găsesc. Mă faci să mă fâțâi de colo până colo, numai asta faci și parcă n-ar fi destul de rău și așa mă mai bagi în tărășănii. Tu faci rele și eu trebuie să te scap. Glasul i se ridicase, aproape striga. Nebunule și tembelule, într-una mă fierbi. Începu a vorbi afectat ca fetițele când se mai muțăresc unele pe altele. Doar am zis că să pipăi rochea fetii alea, doar am zis că s-o mângâi ca pe un șoricel. Păi de unde naiba să știe ea că tu doar vrei să-i pipăi rochea? Ea se smucește înapoi și tu o ții crampon de parcă ar fi șoarec. O faci să se pună pe urlat și apoi va să stăm toată ziulica ascunși în șanțul de irigație, cu toți vlășganii ăla, cotrăbăind după noi. Și după aia s-o tulim pe furiș în întuneric și să trebuie să ne cărăm din ținut. Mereu faci câte o boacănă de asta, mereu. Te-aș băga într-o cușcă cu 1 milion de șoareci să-i tot mângâi. Brusc îl părăsi mânia. Se uită dincolo de foc, la fața chinuită a lui Lenny, și apoi rușinat își ațintit privirea în flăcări. Se lăsase noaptea, dar vâlvătăile luminau trunchirile copacilor și crengile boltite deasupra apei. Lenny se târâ încet cu precauție în jurul focului până ajunse lângă George. Se așeză pe călcâie. George întoarse cutiile de conserve cu altă față spre foc. Se făcea că nu bagă de seamă că Lenny se apropiase de el. George, domol de tot. Niciun răspuns. George, ce vrei? Glumi, George, mie nu-mi trebuie nicio zeamă de roșii. N-aș mânca zeamă de roșii aceea, lângă mine să fie, acușica. Să fie aceea, ai putea să mănânci. Dar eu n-aș mânca niciun pic, George, toată ți-aș lăsa o ție, s-o torn peste fasolea ta și eu nici nu m-aș atinge de ea. George tot se mai uita posac în flăcările focului. Când stau și mă gândesc ce viață bună aș avea, să nu te am pe tine în cârcă, îmi vine nebunie. Nu poți să am pic de liniște. Lenny tot mai sta în genunchi. Își ridică privirea spre întunericul de dincolo de apă. George, vrei să plec? Să te las singur? Unde naiba poți tu să pleci? Păi poți. Poți să plec sus la deal colo, unde va găsesc eu o peșteră. Așa ai? Și ce naiba ai mânca? Că n-ai destul la minte să găsești nica. Aș găsi eu câte ceva, că n-am nevoie de bunătăți stropite cu zeamă de roșii. Aș sta lungit la soare și nu mi-ar făcea nimeni nica. Și dacă găsesc un șoarece, îl țiu. Nu mi-l ia nimeni. George îi aruncă o privire iute, scrutătoare. A fost rău, ai? Dacă nu mai vrei să stau cu tine, eu pot să plec la deal și să caut o peșteră. Poți să plec când vrei tu. Ei, hai, de glumii și eu așa, Lenny. Că eu vreau să stai cu mine. Necazul cu șoarecii e că totdeauna îi omori. Îți spui eu ce facem, Lenny. Cu prima ocazie ce-l putea, o să-ți dau un cățelandru. Poate că pe ăla nu-l omori și ar fi mai bun ca șoarecii și ai putea să-l și mângâi mai tare. Lenny ocoli momeala. Simțise că e în avantaj. Dacă nu mai vrei să stau cu tine, n-ai decât să spui și eu mă duc sus la deal și trăiesc de capul meu.
Și nu o să mai înfure nimeni șoarecii, George zise. Vreau să rămâi cu mine, Lenny. Doamne Iisuse, te-ar putea lua drept o fiară și te-ar împușca dacă ai umbla singur. Nu, tu rămâi cu mine. Dușă-te, Clara, nu i-ar plăcea să te știe umblând așa singur, chit că-i moartă. Lenny se făcu viclean. Spune ce mi-ai mai spus altdată. Ce să-ți spun? De iepuri, George se oțără. Nu mai duce tu pe mine de nas, Lenny se rugă. Haide, George. Spune, te rog, George, cum ai mai spus altdată? Te unge la inima, ai? Hai că-ți spui și după aia mâncăm. Glasul lui George deveni grav. Își repeta vorbele într-un anumit ritm, de parcă l-ar mai fi spus de multe ori până atunci. De-al de noi ăștia, care muncește pe la ferme, e oamenii îi mai singuri de pe lume. N-are familie. N-are niciun locșor al lor unde să se ducă. Vine la câte o fermă și muncește pe brânci până adună un ban și apoi se duce la oraș și curge printre degete ce a adunat și de cum se trezește, iar se duce să se spetească la altă fermă. Nu speră nica, n-așteaptă nica, n-are niciun viitor. Lenny era încântat. Așa, așa, acuzi de noi, George vorbi mai departe. Dar noi nu suntem de-aia, noi avem ce aștepta, noi avem un viitor. Noi avem fiște care cu cine sta de vorbă, cu cine îi pasă de noi. N-avem de ce să ședem la local și să ne cheltuim biștarii, fiindcă n-avem unde să ne ducem. Alți tip, dacă nimerește la zdup, poate să putrezească acolo, că nu le duce de grijă nimenea. Nu-i pasă la nimenea nici cât de o ceapă degerată, dar noi nu. Lenny îi ținui sonul. Dar noi nu? Vrei să știi de ce? Fiindcă eu te am pe tine care îmi părți de grijă și tu mă ai pe mine care îți păr de grijă și de-aia, râse încântat. Hai, George, zi înainte. Păi știu pe de rost. Poți să zici și tu. Nu, tu! Eu mai uit din ele. Hai, zi cum o să fie. Hai că zic. Într-o bună zi o să avem toți biștarii adunați și o să ne cumpărăm o căsuță și vreo două pogoane acolo și o vacă și niște purcii și o să trăim în belșug din rodul pământului, urlă Lenny. Și o să avem iepuri de casă. Hai, zi, George. Zici, o să avem în grădină și de iepuri din cuști și de ploaie, iarna și de sobă și ce groasă o să fie smântâna pe lapte de să o tai cu cuțitul. Zi de-astea, George, dar ce nu zici tu? Că vezi că știi tot. Na, tu să zici, că nu-i tot una când zic eu. Hai, George, cum o să vezi eu de iepuri? Bine făcut, George. O să avem grădină mare de zarzavat și o cușcă pentru iepuri și o să avem și găini. Și când o ploaia iarna, o să zicem, dă-l dracu de lucru și o să facem un foc în sobă și o să ședem pe alături. Să ascultăm cum răpăie ploaia pe acoperiș. Prostii! Dă-o dracului! Scoase briceagul. Nu mai am timp să mai zic. Înfipse briceagul în capacul uneia dintre cutii, îl tăie afară cu totul și puse în mâna lui Lenny cutia deschisă. Apoi deschise o a doua. Din buzunarul hainei scoase la iveală două linguri și dete una lui Lenny. Ședeau lângă foc și își umpleau gura cu fasole și mestecau vârtos. Lui Lenny îi scăpară din colțul gurii câteva boabe de fasole. George gesticulă cu lingura. Ce spui tu mâine când te întreba ceva șeful colo la fermă? Lenny se opri din mestecat și înghiții. După față se vedea că se concentrează. Nu suflu o vorbă. Brava, băiete! Așa, vezi, Lenny, te semne te faci mai bine. Când om avea alea câteva pogoane, crezi că-i putea să te lasă să vezi de iepuri, mai cu seamă dacă ții minte așa bine? Lenny se sufoca de mândrie. Eu pot să ți-o minte, zise. George semnaliză iar cu lingura. Fii atent, Lenny. Vreau să te uiți bine la locul ăsta. Poți să ții minte, nu? Ferma la vreun sfert de milă mai încolo, pe drumul ăla. N-ai decât să te ții după râu. Păi sigur, făcu Lenny. Ții eu minte. Ce, nu ținui minte că să nu suflu o vorbă? Ținuși cum să nu. Ei, acum ascultă aceea, Lenny. Deci se mai întâmplă cumva să dai iar de vreun bocluc, cum ți s-a tot întâmplat, vreau să vii încoa în locul ăsta și să te ascunzi în hățiș. Să te ascunzi în hățiș, rosti Lenny arar. Să te ascunzi în hățiș până vii eu după tine. Poți să ții minte asta? Păi sigur că poți, George. Mă ascunzi în hățiș până vii tu. Dar n-ai să intri iar în bocluc. Calminter nu te lasă să vezi de iepuri. Își zvârli cutia goală de fasole către hățiș. Nu intru în bocluc, George. Nu suflu o vorbă. E în regulă. Adu-ți legătura în coa lângă foc. O să fie mișto de dormit aceea. Te uiți în sus și frunzișul. Nu mai pune pe loc. Lăsăm să se stingă. Își făcură culcușurile pe nisip și, pe când vâlvătaia focului scădea, aria luminată se tot micșora. Crengile boltite pieriră și doar un licăr slab mai arăta unde erau trunchiurile copacilor. Din întuneric, Lenny chema. George, dorm? Nu. Ce-i? Să avem iepuri de mai multe culori, George. Cum să nu? Făcu George somnoros. Roșii și albaștri și verzi, Lenny. Milioane de iepuri. Și cu blana mare, George, cum am văzut la bâci, la Sacramento. Cu blana mare. Că eu pot și să plec, George, și să stau într-o peșteră. Pot și să pleci la naiba, zise George. Dacă-s gura acu. Jărate culpălea, de sus, de pe deal, deasupra râului,
venea lătratul jalnic al unui coiot și un cui ne răspundea de cealaltă parte a apei. Frunzișul sicomorilor susura în adierea unui vânticel de noapte. Capitolul 2. Baraca dormitor era o construcție lungă, dreptunghiulară. Înăuntru, pereții erau spoiți cu var și dușumea nevopsită. Trei pereți aveau ferestre mici pătrate, iar al patrulea o ușă solidă cu o încuietoare de lemn. Lipite de pereți erau 8 paturi înguste de scânduri, 5 dintre ele așternute cu pături și celelalte 3 cu saltoa de sac la vedere. Deasupra fiecărui culcuș era bătută în cuie o lădiță pentru mere, cu deschizătura înainte, încât alcătuia 2 rafturi pentru obiecte personale ale celui care ocupa patul. Și aceste rafturi erau încărcate cu mărunțișuri, săpun și pudră de talc și briciuri de ras, și cu acele reviste magazin din vest pe care muncitorii de pe la ferme se dau în vânt să le citească și să le ironizeze, crezând în inima lor tot ce scriu ele. Mai erau pe rafturi medicamente, mici fiole, piepțeni, iar de niște cuie bătute în laturile lădiței atârnau vreo 2 cravate. Lângă un perete se afla o sobă neagră de tablă cu burlanul scos drept în sus prin tavan. În mijlocul încăperii era o masă mare, pătrată, cu tăblia plină de cărți de joc risipite în dezordine și împrejurul ei erau așezate lăzi ce slujeau de scaune jucătorilor. Pe la ceasurile 10 dimineața, soarele arunca printr-una din ferestrele laterale o dungă strălucitoare încărcată cu pulbere, iar muștele săgetau raza, ba năvălind în ea, ba zvâcnind afară ca niște stele căzătoare. Încuietoarea de lemn se săltă. Ușa se deschise și intră un bătrân înalt, adus de umeri. Purta pantalon de pânză albastră și ținea în mâna stângă un măturoi mare cu coadă. În tărâtul lui venea George și în tărâtul lui George, Lenny. Șeful va aștepta aseară, spuse moșul. Foc s-a făcut azmiață când a văzut că nu furăți acia să ieșiți la lucru. Întinse brațul drept și din mânecă ieși un ciot de încheietură rotund fără mână. Puteți să luați alea 2 paturi de colo, zise, arătând 2 culcușuri din preajma sobei. George merse într-acolo și strânti păturile pe sacul de paie ce servea drept saltea. Se uită în lădița etajeră și culese de acolo o cutie mică de tablă galbenă. Hei, ce naiba-i asta? Habar n-am, spuse bătrânul. Auzi ce zice, distruge radical păduchii, gândacii și alți paraziți. Ce dracu, ce blestemate de paturi ne dați aceia? N-avem chef să ne umplem pantalonii de buzdugăni. Bătrânul rândaș își mută mătura între cot și subțioară și întinse mâna după cutie. Examină grijuliu eticheta. Stai că vă spui eu ce e, zise în cele din urmă. Altă pe urmă care dormi în patul ăsta fu un fierar. Al dracu de treabă era și curat ce nu se mai află. Avea obicei de-și spăla mâinile și după ce mânca. Atunci cum naiba a făcut păduchi? George începea să se înfurie cu încetul. Lenny își puse baletul pe culcușul alăturat și se așeză. Îl urmărea pe George cu gura deschisă. Stai că-ți pui acușica, zise bătrânul rândaș. Fierarul ăsta de care vă spusei, uite, îi zicea, era un tip care ar fi presărat cu deasta și unde nu era insecte, neam, numai așa, ca să fie el sigur. Păi să vă spui eu ce făcea. La masă își cojea cartofii fierți și nu-i mânca până nu-ți gândărea din ei fiște ce firicel negru. Și de era vreo petișoară roșie într-un ou, zor nevoie să o scoață. Până la urmă, de-aia a și plecat. Nu-i convenea mâncarea. Așa era el, curat. Avea obicei de se gătea duminica și dacă nu se ducea nicăieri, își punea pân și cravată la gât și apoi ședea în baracă pe pat. Nu știu dacă o fi chiar așa, făcut George sceptic. De ce zisești că plecă? Bătrânul vârâ cutia în buzunar și-și frecă țepii de pe obraz cu încheieturile degetelor. Păi, de, plecă și el, cum pleacă oricare. Cea că nu-i convine mâncarea. Vrea și el să se vânture. N-a zis nica decât de mâncare. Într-o seară, cică, dați-mi socoteala, cum face oricare. George ridică saltea și se uită de desubtul ei. Se aplecă și controlă de aproape pânza de sac. Îndată se sculă și Lenny și făcu la fel la patul lui. În cele din urmă, George păru satisfăcut. Despături balotul și rândui lucruri pe poliță. Briciul de ras și o bucată de săpun, pieptenele și o sticluță cu pilule, un soare de frecție și bandajul de piele pentru încheietura mâinii. Apoi își făcu culcușul, așternând frumos păturile. Bătrânul spuse. Zic că vine acușica șeful. Se burzului rău când nu vă văzu aceea azniață. Intră la noi taman când mâncam gustarea din tâi și se răsti. Dar un dracu e ăia noi? Și la grăjdar a zbirat de mama focului. George netezi o cută a păturii și se așeză pe pat. Și la grăjdar a zbirat de mama focului? Întrebă. Păi dar, vezi că grăjdarul îi negru. Negru ai? Băia pun și ăla. S-a ales cu spinarea strâmbă de când l-a pognit un cal. Șeful zbiară la el de mama focului când e mânios. Dar grăjdarul lui nici că-i pasă. Ăla citește o groază, are cărți în odaie la el. Și șeful cam ce fel de om e? Întrebă George. Păi e om de treabă. Se cam înfurie când și când, dar e om de treabă. Păi uite să spui ceva. Știi ce făcut de Crăciun?
aduse o jumătate de vadră de whisky, chiar aceea, și cică, beți, băieți, poftă bună. O dată pe an e Crăciun. Nu zău, chiar o jumătate de vadră? Da, domnule, doamne, ce am mai petrecut. L-au lăsat și pe negru să intre aceea în seara aia. Călăușul ăla micu, de zice Smithy, s-a luat la bătaie cu negru. S-a descurcat destul de bine. Băieții nu l-a lăsat să dea și cu picioarele, și așa că negru l-a dovorât. Să fi putut să dea și cu picioarele, Smithy zicea că l-o omora pe negru. Băieții au zis că unde negru are spinarea strâmbă, Smithy n-are voie să-i dea cu picioarele. Se opri să savureze amintirea. După aia băieții s-au dus la Soledad și au petrecut de-au întors târgul pe dos. Eu nu m-am dus. Mie nu mai arde deal de astea. Lenny tocmai termina să-și aștearnă patul. Încuietoarea de lemn se săltă iar și ușa se deschise. Un bărbat mic și îndesat stătea în prag. Purta pantaloni de doc albaștri, o cămașă de flanelă, o vestă neagră cu nasturii descheiați și o haină neagră. Ținea degetele mari înfipte în cingătoare de o parte și de alta a unei cătărâm pătrate de oțel. Avea în cap o pălărie murdară, cafenie, și purta cizme cu tocuri înalte și cu pinteni, drept dovadă că nu era muncitor cu ziua. Bătrânul rândaș îi aruncă repede o privire și apoi își târși picioarele spre ușă, frecându-și țepii bărbii cu încheieturile degetelor. Chiar acum veniră și oamenii ăia, zise când trecu târșind pe lângă șef și ieși pe ușă. Șeful intră cu pași mărunți și repezi ai unui bărbat cu picioarele groase. Le scrisesem la alte mari și ridi că-mi trebuie doi oameni azi dimineață. Unde vă sunt tichetele de angajament? George vârâ mâna în buzunar, scoase cartoanele și le dădu șefului. Nu-ți devină mari și ridi. Scrie clar pe tichet că trebuia să fiți aici la lucru azi dimineață. George își pironise privirea în încălțările sale. Șoferul de la autobuz ne-a îndrumat anapoda, spuse. A trebuit să umblăm pe jos 10 mile. Cea că am și ajuns când nu ajunsesem. Azi dimineață nu găsirăm pe nimeni să ne aducă încoa. Șeful se uită chiorâș. De, a trebuit să trimit carele de grâne cu doi încărcători lipsă. Acu degeaba vă mai duceți până după prânz. Scoase din buzunar caietul cu înregistrarea orelor de lucru și îl deschise la pagina unde era înfipt un creion. George se încruntă cu tâlc la Lenny, iar Lenny dete din cap ca să arate că înțelesese. Șeful își umezi creionul cu limba. Cum te cheamă? George Milton. Da, pămâna ta? George zise. Pe dânsul cheamă Lenny Small. Numele fură trecute în caiet. Așa, va să zic că azi e în 20. 20 la amiază. Închise caietul. Unde ați lucrat mai înainte, băieți? Pe lângă Weed, zise George. Și îmi nata tot acolo, către Lenny. Aha, și dânsul tot acolo, făcut George. Șeful arătă glumeț către Lenny. Nu prea-i vorbăreț, ai? Nu, nu prea, dar de muncit muncește cât șapte. E tare ca un taur. Lenny zâmbi pentru sine. Tare ca un taur, repetă. George se încruntă la el și Lenny își plecă ochii rușinat că uitase. Șeful spuse brusc. Ascultă, Small. Lenny ridică ochii. Ce știi să faci? Înspăimântat, Lenny se uită la George după ajutor. Poate să facă tot ce-i spui, zise George. Poate să încarce și să care saci cu grăunțe. E cărăuș bun, știe să grăpeze. Poate să facă orice, puneți-l la încercare și o să vedeți. Șeful se întoarse către George. Atunci de ce nu-l lași să răspundă el? Pe cine vrei mâna ta să tragi pe sfoară? George vorbi repezit cu glas tare. A, nu zic că e deștept, nu e. Ce zic e că muncește grozav. Poate să ridice o greutate de 200 de kg. Șeful băgă caietelul în buzunar cu un gest hotărât. Își încărligă degetele mari în cingătoare și se uită chiorâș cu un ochi aproape închis. Ascultă, ce-mi vinzi mie? Cum? Te-am întrebat ce interes ai tu de flăcăul ăsta. Nu cumva îi iei banii la plată? Nu, cum o să-i iau? Cum adică? Neata, crezi că umblu să-l vânz? Păi, eu n-am văzut un om să se zbată atâta pentru altul. Aș vrea doar să știu care ți-e interesul. George spuse, mie văr. I-am făgăduit bătrânii lui că o avea grijă de dânsul. L-a lovit în cap un cal când era mic. Dar almintre-l e ca toată lumea. Atâta că nu-i deștept. Dar știe să facă orice îi spui. Șeful întoarse nițel capul. De, ca să care saci cu orz, știe Dumnezeu că nu-i trebuie minte. Dar nu încerca să mă păcălești, măi, Milton. Să știi că-s cu ochii pe tine. Ce-ați plecat din Weed? Se-i sprăvise treaba, spuse George repede. Ce fel de treabă? Am săpat o hazna. Bine, dar să nu încerci să mă duci pe mine. Am mai văzut eu deștepți și înaintea ta. După masă ieșiți la lucru cu echipele de grâne. Se strânge orzul la mașina de treierat. Ieșiți cu atelajul lui Slime. Slime? Mhm, cărăușul ăla mare, înalt. Îl vedeți voi la masă. Se întoarse abrupt și se îndreptă spre ușă, dar înainte de a pleca, se mai întoarse odată și îi privi îndelung pe cei doi. Când zgomotul pașilor lui pieri, George se îndreptă spre Lenny. Parcă ne înțelesesem să nu sufli o vorbă. Trebuia să-ți ții gura aia spartă și să mă lași pe mine să vorbesc. Cât pe ce să nu ne mai ia? Lenny se holba disperat la mâinile sale.
Uitai, George! Așa, uitași! Tu mereu uiți și eu mereu va să te scoți de la ananghie!" Se așeză greoi pe pat. Acum e cu ochii pe noi. Acum trebuie să băgăm de seamă să nu facem boacăne. Să ții flanca aia, să nu mai fii gură spartă." Tăcu posomărât. George, ce mai vrei? Nu e așa că nu m-a lovit niciun cal în cap? Ai, George." Bine era dacă te lovea," îi răspunse George cu răutate. Scăpa lumea de o groază de necazuri." Zisești că ți-i zvăr, George." Ei, minții! Noroc că-i minciună. Să fi fost rudă cu tine, mă împușcam." Se opri brusc, păși spre ușa deschisă și privi afară. Ia ascultă, de ce dracu tragi cu urechea?" Moșul intră domol în odaie. Ținea măturoiul în mână. Și pe urmele lui venea, târând labele, un câine ciobănesc, cu botul sur și cu ochii bătrâni, palizi și orbi. Câinele se căzni olog, până într-un colț al odăii, unde se tolăni, mârâind domol și lângându-și blana sură jigărită. Bătrânul argat îl urmări din ochi până văzu că s-a liniștit. Nu trăgeam cu urechea. Stam și eu la umbră un picuț și scărmănam câinele. Acu și că terminai de măturat stălător. Bați ciuloi urechile la ce vorbeam noi aceia, zise George. Nu-mi place să-și vâre nimeni nas în treburile mele. Bătrânul se uită stânjenit de la George la Lenny și de la Lenny iar la George. Îl am și eu încoa, zise. Nici n-auzeam ce vorbeați voi. Ce mă interesează pe mine ce vorbiți voi? Cine lucrează la o fermă nu întreabă nica. Și bine face, zise George, muindu-se nițel, dacă vrea să mai lucreze acolo mult. Dar apărarea rândașului îl liniștise. Hai, acu stai și așa un pic, zise. Dar bătrân mai e câinele ăsta. Îl am de când era cățelandru. Ce mai câine bun la oi a fost când era tânăr. Propti mătura de un perete și-și frecă țepii albi din obraz cu încheieturile degetelor. Cum îți plăcu, șeful? Îmi plăcu, pare om de treabă. E om bun, se învoi argatul. Trebuie să știi să-l iei. În clipa aceasta intră un tânăr în baraca dormitor. Un tânăr subțiratic, cu fața oacheșă, cu ochii căpriși, cu părul foarte des și creț. Poartă în mâna stângă o mănușă de lucru și, asemenea șefului, era încălțat cu cizme înalte cu tocuri. L-ați văzut pe babacu? Rândașul zise, Focia din Alcali. Crezi că s-o fi dus spre bucătărie? Mă duc să-l prinz, zise Cali. Notă. Carli ar putea fi o poreclă, crețu. Închei nota traducătorului. Dădu cu ochii de noi sosiți și se opri. Se uită cu răceală la George, apoi la Lenny. Brațele îi se îndoiră treptat din coate și mâinile îi se strânseră pumn. Se încordă și se cocoșă un pic, uitându-se de parcă socotea și amenința totodată. Lenny, sub privirea lui, prinse a se frământa și a mișca din picioare, neliniștit. Cali păși binișor până la el. Voi sunteți ei noi pe care îi aștepta babacu? Chiar acum am venit, spuse George. Lasă-l pe ăsta marele să spuie. Lenny se zvârcolea pe loc, destânjenit ce era. George zise, dar dacă nu avea poftă să spuie, Cali îi smuci trupul spre el. Hristosul lui să vorbească când i-a întrebat. Dar tu ce dracu te vâri? Umblăm împreună, spuse George cu răceală. Zi așa, Daia? George sta încordat, neclintit. Da, Daia. Lenny îl privea neajutorat pe George, așteptând instrucțiuni. Și tu nu-i dai voie să vorbească lui găliganul ăsta, marele ai? Să vorbească dacă are să-ți spui ceva. Dă-te ușor din cap spre Lenny. Chiar acum am venit, spuse blând Lenny. Cali îl privi țintă. Ei, aldată se răspuns când ți se vorbește. Se îndreptă spre ușă și ieși cu coatele încă nițel îndoite în afară. George îl urmări din noi până dispăru și apoi se întoarse către rândaș. Ascultă, ce-i se năzării ăstuia? Bătrânul se uită prudent după ușă ca să se convingă că nu l-auzea nimeni. Cali, ăsta e iute de mână. A făcut și nițel boxe în categoria pană, dar iute de mână. N-ar decât să fie, făcut George. Dar de ce să se lege de Lenny? Lenny nu-i făcut nica. Ce are cu Lenny? Argatul chipzui. De, ți-i spune ceva. Cali e și dânsul la fel cu o seamă de flăcăi de ăștia mărunței. Toată ziua, bună ziua, caută gălceavă flăcăilor mari. De parcă le-ar purta sâmbetele că nu-i și el mare. Mnea ta, n-ai mai văzut flăcăii de ăștia mărunței? Mereu le sare țandăra și cată gălceavă. Te crezi că am văzut și eu destui nimititei de ăștia afurisiți. Dar calea al vostru ar face bine să-l lase în pace pe Lenny. Lenny nu-i iute de mână, dar așiuța asta de Cali o să dea de dracu dacă se joacă cu Lenny. Ei, dar Cali iute de mână, făcu sceptic bătrânul rândaș. Eu totdeauna am gândit că nu-i drept așa. Să zicem, mă rog,
că a sărit calii la unul mare și că l-ar bate. Toată lumea cică ce grozave calii. Dar ia să zicem că sare la unul mare și îl bate ăla pe el. Toată lumea atunci cică el mare trebuia să-și găsească pe unul cât el să se bate și poate să-și tabere toți pe el. Eu totdeauna am gândit că asta nu-i drept. Orice ar face, pare să că lui calii nimeni nu poate să-i vie de hac. George sta cu ochii la ușă. Spuse pe un ton de prevestire rea. De, cu Lenny să ia seama. Lenny nu-i boxer, dar Lenny tare și uite și Lenny nu știe de reguli. Merse către masa pătrată și se așeză pe una din lăzi. Strânse pachet câteva cărți și începu să le amestece. Moșul se așeză și el pe o ladă. Să nu-i spui lui Cali, că am zis Niga, m-ar da afară. Lui ce-i pasă? Pe el nu poate să-l dea nimeni afară, că-i feciorul stăpânului. George tăie cărțile și începu să le întoarcă, uitându-se la fiecare și aruncându-le pe masă una peste alta. Cali, ăsta al vostru, zise, mi se pare că e un fur de napârcă. Nu-i înghit pe afurițiții ăștia mici. Mie mi se pare că parcă ar fi mai rău de la o vreme. Se însură acum vreo 2 săptămâni. Nevasta stă acolo în casa lui șeful. Cali, parcă e mai țansoș de când s-a însurat. George pombăni. O fi făcând pe grozavul de ochii nevestisii. Moșul se însufleți la bârfă. Îi văzuși mănușa a din mâna stângă? O văzui. Ei, mănușa aia e plină de vaselină. Vaselină până ce dracu? Ei, ce-i spune? Că Alici că-și ține mâna aia male pentru nevasa. George se absorbi în studiul cărților lui. Să-i fie rușine să povestească dal de astea, zise. Bătrânul se simți reconfortat. Obținuse de la George un vot de blam. Acum era pe teren ferm și vorbi mai confidențial. Stai să o vezi pe nevasta, zise. George tăie iar cărțile și întinse o paciență încet și deliberat. Frumușică? Frumușică, dar... George își studia cărțile. Da ce? De, îi joacă ochii după bărbați. Așa? Măritată de 2 săptămâni și îi joacă ochii după bărbați? Da, l-o fi furnicând prin pantalon pe calii. Am văzut-o cum îl clocește din noi pe Slime. Slime e un cărăuș de frunte. E chipeș al naibii. Slime n-are nevoie să poarte cizme cu tocuri înalte când e în carul cu grâne. Am văzut-o eu cum îi făcea ochi dulci lui Slime. Cali n-a văzut-o. Am văzut cum îi făcea ochi dulci și lui Carlson. George nu răspunse. Pe semne că o să petrecem bine pacia. Argatul cel bătrân se ridică de pe ladă. Știi ce crezi eu? George nu răspunse. Ei, eu cred că s-a însurat cu o putoare, Cali. Nu-i el din tâi, zise George. Am mai făcut-o destui înaintea lui. Moșul se îndreptă spre ușă și bătrânul său câine înălță capul și se uită împrejurui, apoi se căsni să se ridice și-l urma. Trebuie să mă duc să scot ligienele de spălat pentru băieți, acuș sosescarele. Voi, băieți, o să cărați orz? Nu-i spui nica lui Cali ce-ți spusei? Aș, cum o să-i spui? Așa, domnule, să te uiți la ea, să vezi dacă nu-i, cum zic eu, o putoare. Ieși pe ușă în lumina vie a soarelui. George așeza cărțile gânditor și le întorcea câte 3. Așeză 4 trefle peste aș. Pata de soare se așternuse acum pe dușumea și muștele zvâgneau prin ea ca niște scântei. De afară se auzi zângănit de hamuri și scârții de osii greu încărcate. Din depărtare veni de slușit o chemare. Hei, grăjdarule! Și apoi, unde dracu e blestematul ăla de cioroi? George își privi lung paciența, apoi spulberă cărțile, amestecându-le, și se întoarse spre Lenny. Lenny sta culcat pe pat și îl observa. Ascultă, Lenny, nu e bună aceea. Mă tem. O să dai de necas cu tipul ăla, Cali. Am mai văzut eu dal de ăștia. Acu doar te-a dibuit? Crede că te-a băgat în sperieți și acum să-ți tragă o smăteală de cum e venit la îndemână. Ochii lui Lenny erau speriați. Nu vreau să dau de necaz, spuse jalnic. Nu-l lăsa să mă smătească, George. George se ridică, trecu spre patul lui Lenny și se așeză. Urât mi-e soiul ăsta de pramatii. Am văzut prea destui de ăștia. Cum zice moșul, lui Cali nu poate să-i fie nimeni de hac. El nu ridică niciodată nica, e totdeauna câștigă. Reflectă o clipă. Dacă se leagă de tine, Lenny, trebuie să ne cărăm. Asta să-ți intre bine în cap. El e feciorul șefului, auzi tu, Lenny?
Să cauți cu tot din adinsul să-l ocolești, auzi? Să nu vorbești neam cu el. Dacă vine pacia, tu numai decât treci în partea ailaltă a odăi. Așa să faci, Leni, auzi tu? Eu nu vrei să dau de necaz, se jălui Leni. Eu nu i-am făcut nica lui. Asta așa e, dar pentru tine tot degeaba-i, dacă vrea Carly să o facă pe grozavul ca boxer. Tu atâta ține minte. Să n-ai nimic de-a face cu el, o să ții minte. Sigur, George, nu suflu o vorbă. Zgomotul atelajelor ce se apropiau se înteții. Tropotul de copite mari pe pământul tare, trasul hățurilor și zornăitul lanțurilor de șleauri. Oamenii strigau de la un car la altul. George ședea pe pat lângă Leni și se gândea încruntat. Leni întrebă sfios, te-ai supărat, George? Nu m-am supărat pe tine. M-am supărat pe afurisitul ăsta de Cali. Trăgeam nădejde să adunăm și noi un ban, muncind amândoi, chiar și vreo $100. Glasul îi deveni hotărât. Să-l ocoliști pe Cali, Leni. Sigur, George, nu suflu o vorbă. Nu te aprilești să se lege de tine, dar dacă te bate ticălosul, arată ieșitul lui. Ce să arăt, George? Lasă! Las că spui eu când. Urâți mis afurisiții ăștia de-al de el. Ascultă, Leni, dacă dai de vreun bocluc, mai ții minte ce ți-am spus să faci? Leni se ridică în cot. Fața îi se contractă de gândire. Apoi ochii lui se îndreaptă triști către fața lui George. Dacă dau de vreun bocluc, nu mă mai lași să văz de iepuri. Nu asta am vrut să zic. Mai ții minte unde dormiram azi noapte? Colo jos, lângă râu. Cum să nu ții minte? Mă urc acolo și mă ascunzi în hățiș. Te ascunzi până vii eu să te iau. Nu lași pe nimeni să te vază. Te ascunzi în hățișul de lângă râu. Repetă asta. Mă ascunzi în hățișul de lângă râu, colo jos în hățiș, lângă râu. Dacă dai de bocluc, dacă dau de bocluc. Afară scârții o frână. Se auzi o chemare. Hei, grăzdaru! Hei, grăzdarule! George spuse. Repetă mereu singur, Leni, să nu uiți. Amândoi bărbații ridicară ochii când dreptunghiul de soare din prag se umbri. O fată sta acolo și se uita înăuntru. Avea buze pline, date cu roșu și ochii depărtați între ei, gros fardați. Unghiile de la degete îi erau roșii. Părul îi atârna în suluri mici de bucle ca niște cârnăciori. Purta un capot de stambă și pantofi de casă roșii cu pompoane roșii din fulgi de struț pe căpute. Îl caut pe Carly, spuse. Glasul ei avea un sunet nazal și fragil totodată. George își desprinse privirea, apoi și-o întoarse iar. A fost aceea din aur, dar plecă. Așa, ea își puse mâinile la spate și se rezemă de tocul ușii încât trupul îi sta proiectat înainte. Voi sunteți flăcăii ei noi care au sosit acum, ai? Privirea lui Leni trecea peste trupul ei și cu toate că ea părea să nu se uite la dânsul, se arcui nițeluș. Își privi unghiile degetelor. Câteodată vine pe aci, explică. George spuse brusc. Da, da, acum nu-i aceea. Dacă nu-i, va să-l caut până alte părți, zise ea jucăuș. Leni o urmăra fascinat. George spuse, dacă-l vezi, îi spune că l-ați cătat. Ea zâmbi și ret și își jucă șoldurile. Nu face rău cine caută, zise. În dărătul ei răsunară pași în trecere. I-a întoarse capul. Bună, Slime, ce mai faci? Prin ușă veni vocea lui Slime. Bună, dumneata, ce faci? Arăți bine. Îl caut pe Cali și nu-l găsesc, Slime. De, pe semne, nu l-ai cătat unde trebuie. L-am văzut intrând acasă la voi. I-a devenit brusc temătoare. Cu bine, băieți, strigă în lăuntrul barăcii dormitor și plecă zorită. George se uită la Leni. Iisuse, ce mai târâtură! Va zică, așa nevastă și alese Cali. E frumoasă, făcu Leni defensiv. Păi dar, și sfioasă foc? Cali o să mai aibă de furcă cu asta. Atâta că pentru vreo $20 îl lasă. Leni tot mai ținea privirea pironită asupra ușii unde fusese femeia. Doamne, ce frumoasă era! Zâmbea admirativ. George coborâ o privire iute asupra ei, apoi îl prinse de ureche și îl zgălții. Ascultă, tembelule și nebunule, zise furios. Nici de uitat să nu te uiți la cățeaua asta. Puțin îmi pasă ce spune și ce face. Am mai văzut eu o trăvur de-asta, dar mai afurisită momeală de pârnaie ca asta, dar din aur nu văzui nici când. Tu s-o lași în pace. Leni încerca să-și scoată din strânsoare urechea. Nu făcui nica, George, pe cuvântul meu. Bine, s-o lași în pace, că de-am văzut vreodat capcan de șobolan, apoi asta-i. Lasă-l pe Cali ăla să intre la zdup pentru ea. El și-a cătat-o. Mănușa plină de vaselină, spuse George cu scârbă. Și pui rămașa că înghite ouă crude și că scrie să-i trimeață toate doftoriile brevetate. Leni izbucni deodată. Nu-mi place aceea, George. Nu-i loc bun. Vrei să plec de aceea. Va să stăm până prindem nițel cheag. N-avem încotro, Leni. O pleca de îndată ce-o putea. Nici mie nu-mi place, n-ai grijă. Se îndreptă către masă și întinse altă paciență. Nu, nu-mi place, zise. Numai câțiva dolari să avem în buzunar și ne cărăm. Ne cem în sus pe râul Americii să spălăm aur. Acolo poate facem vreo $2 pe zi și, mai știi, poate dăm de vreun filon. Leni se aplecă pătimaș spre el. Hai să plecăm, George. Să plecăm de aceea.
E rău aceea. Trebuie să stăm, spuse George scurt. Taci acum, o să intre băieții. Din spălătorul vecin venea zgomotul apei curgătoare și zornăitul lighenelor. George își studia cărțile. Gata, a trebuit să necem și noi să ne spălăm, zise. Dar nu făcură nimic ca să ne murdărim. Un bărbat înalt sta în prag. Ținea la subțioară o pălărie de pus la turtită, în timp ce își pieptăna lins înapoi părul jilav, negru și lung. Ca și ceilalți, purta pantaloni albaștri de doc și o jachetă scurtă de bumbac. Când termină să-și pieptene părul, se îndreptă spre interiorul odăii, mișcându-se cu maestatea la care nu ajung decât domnitorii și cei care au atins desăvârșirea între un meșteșug. Era cărăușul fruntaș, prințul fermei, în stare să mâne 10, 16 și chiar 20 de catâri, legați cu un singur lanț de cei din cap. Era în stare să ucidă din vârful biciului o muscă pe crupa rotașului, fără a atinge animalul. Avea în felul lui de a fi o gravitate și un calm atât de profund, încât orice discuție înceta când deschidea el gura. Autoritatea lui era atât de mare, încât opinia sa era lege în orice domeniu, fie că era vorba de politică ori de dragoste. Fața lui ascuțită ca baltagul era fără de vârstă. Putea să fie avut și 35 și 50 de ani. Urechile sale auzeau mai mult decât îi se spunea și vorbirea lui domoală avea subțirimi, nu de gândire, ci de înțelegere dincolo de gândire. Mâinile lui, mari și subțiri, aveau în mișcări delicatețea gesturilor unui dansator de templu. Își netezi pălăria mototolită, îi făcu o cută la mijloc și și-o puse pe cap. Se uita binevoitor la cei doi din baracă. E o lumină grozavă afară, spuse cu glas plăcut. Mai că nu văz nimic aici înăuntru. Voi sunteți ei noi, adinea ori sosirăm, spuse George. O să cărați ors? Așa ce, șeful. Slime se așeză pe o ladă de cealaltă parte a mesei în fața lui George. Examina paciența așternută de andaratelea în față-i. Sper că o să veniți la atelajul meu, spuse. Glasul îi era foarte blând. Am o pereche de proști în echipa mea care nu știau să osedească un sac de ors de o minge albastră. Voi, băieți, ați mai încărcat ors? Ba bine că nu. Eu, unul, n-am cu ce mă făli, dar ticălosul ăsta mare de colo poate să ducă singur mai multe greunțe decât cară alții câte doi. Lenny, care urmărise conversația plimbându-și ochii de la unul la altul, zâmbi mulțumit de sine auzind complimentul. Slime îl privi aprobator pe George, care făcuse un asemenea compliment. Se aplecă peste masă și pocni cu degetul colțul unei cărți de joc răzlețe. Voi, băieți, umblați după lucru împreună? Tonul îi era prietenos. Îmbia la destăinuire fără a o cere. Sigur că așa a făcut George. Vedem unul de altul, oarecum. Arătă spre Lenny cu degetul mare. Nu isteți, dar la muncă-i grozav. Și băiat are bun, dar isteți nu-i, îl știu de mult. Ochii lui Slime părură să treacă prin George și dincolo de el. Nu-s mulți ca să umble împreună după lucru, spuse meditativ. Nu știu de ce. Pe semne că oriunde pe lumea asta afurisită e frică la unul de altul. E mult mai plăcut să umbli cu un băiat care îl cunoști, spuse George. Un bărbat voinic, corpolent, intră în baraca dormitor. Încă îi se mai scurgeau picături pe obraz din capul ce și-l frecase muindu-l sub apă. Bună, Slime, spuse. Apoi se opri și-și aținti ochii asupra lui George și a lui Lenny. Băieții ăștia acum au venit, zise Slime, de reprezentare. Îmi pare bine făcut cel mare. Îmi zice Carlson. Eu sunt George Milton, al de colo Eleni Small. Notă. Tradus, numele de Small ar fi Micu, explicația jocului de cuvinte pe care îl face Carlson. Închei nota traducătorului. Îmi pare bine de cunoștință, repetă Carlson. Nu prea mic, chicoti ușurel de gluma lui. Nu mic deloc, repetă. Vreau să te întreb, Slime, ce cu cățeaua ta? Băgai de seamă că nu fu azi sub carul tău. A fătat aseară, zise Slime. 9 pui făcu. 4 i-am mânecat de îndată. Nu putea să alăpteze atâția. Îți rămaseră 5 cățelandri, ai? 5. Îi ținui păi mai mari. Ce să-i zici, corfi? Nu știu, zic corfi vreun soi de ciobănești, că mai mult de ăștia am văzut pe aceea când era în călduri. Carlson continua. Va zic că ai 5 cățelandri, așa. Vrei să-i ții pe toți? Nu știu. Va să-i ții un nițel să sugă laptele lui Lulu. Carlson spuse gânditor. Da, ascultă aici, Slime, uite ce mă gândi. Câinele ăla al lui Candy e bătrân rău, de-abia mai umblă. Și pută-n draci, de câte ori vine pe acei, îmi miroase 2-3 zile a câine împuțit. Ce nu-i spui tu lui Candy să-și împuște câinele ăsta bătrân și să-i dai tu un cățelandru să-și-l crească? Pute câinele ăla al lui de la o poștă. Dinți nu mai are. E aproape orb. De mâncat nu mai poate să mănânce. Candy îl ține cu lapte. Nu poate să mai mestece nica. George rămăsese cu privirea ațintită stăruitor asupra lui Slime. Dintr-o dată se auziră de afară bătăi într-un trianglu, mai întâi rar, apoi tot mai repede, până ce bătaia se topi într-un singur sunet continuu.
Încetă la fel de brusc cum începuse. Uite că sună, spuse Carlson. Notă, trianglu, instrument muzical de percuție constând dintr-o vargă de oțel îndoită în triunghi. Produce un sunet înalt, țiuit, ca de clopoțel. Închei nota traducătoarei. De afară irupse larma glasurilor unui grup de oameni care treceau. Slime se ridică încet și cu demnitate. Hai băieți, veniți și voi cât mai e ceva de mâncat. În 2 minute nu mai găsiți nica. Carlson se dădu la o parte ca să-l lase pe Slime să treacă înainte și amândoi ieșiră pe ușă. Lenny, foarte tulburat, îl urmărea din ochi pe George. George își răvăși cărțile și le lăsă grămadă. Bine, bine, spuse. Îl auzi, Lenny. O să-i cer. Unu cafeniu cu alb, strigă Lenny ațățat. Haide acum, hai să mergem și noi la masă. Știu eu dacă avea vreun cafeniu cu alb? Lenny nu se clintea de pe patul lui. Să-i cei acușica, George, să nu mai omoare din ei. Da, da, sigur. Acu hai, pun-te pe picioare. Lenny se suci de pe pat și se ridică. Amândoi se îndreptară către ușă. Când ajunseseră, se năpusti înăuntru Cali. Ați văzut o fată pe aici? Întrebă furios. George spuse cu răceală. Acu vreo jumătate de oră. Așa, ce dracu că taci? George sta neclintit privindu-l pe omulețul cel mânios. Spuse cu ton jignitor. Cea că pe mine ta tecată. Cali păru abia acum să-l vadă cu adevărat pe George. Ochii lui scăpărară către dânsul, îi măsurară înălțimea, îi cumpăniră îndemânarea, îi priviră mijlocul suplu. Bine, și încotro a luat-o? Întrebă în cele din urmă. Nu știu, zise George. Nu m-am uitat după ea când plecă. Cali se încruntă la el și, întorcându-i spatele, ieși grăbit pe ușă. George zise, auzi tu, Lenny, mie că o să trebuiască să mă răfuiesc și eu cu ticălosul ăsta. Nu-mi place mutra lui. Doamne, haide, nu mai fi rămas nica de mâncare. Ieșiră pe ușă. Sub fereastră se așternea o fâșie de soare. Din depărtare se auzea zdrângănit de bliduri. O clipă mai târziu, câinele cel foarte bătrân intră șchiopătând pe ușa deschisă. Privi în dreapta și în stânga cu ochii lui blânzi pe jumătate orbi. Adulmecă și apoi se lăsă pe dușumea și puse capul între labe. Cali se ivi iar în prag și stătu uitându-se în odaie. Câinele înălță capul, dar când Cali țâșni afară din odaie, capul sur al animalului se lăsă iar pe podea. Capitolul 3. Deși prin ferestrele barăcii dormitor mijea lumina înserării, înăuntru era aproape întuneric. Prin ușa deschisă veneau bufnetele și din când în când zângănitul unui joc cu potcoave și la răstimpuri zgomotul vocilor ce se înălțau aprobatoare sau ironice. Notă, este vorba de un joc foarte popular în mediile rurale americane, care constă în aruncarea cu potcoave într-o țintă înfiptă în pământ sau cât mai aproape de aceasta, închei nota traducătoarei. Slime și George intrară împreună în dormitorul cuprins de întuneric. Slime întinse brațul deasupra mesei cu cărțile de joc și aprinse becul electric umplit de un abajur de tablă. Într-o clipă masa se înveli în lumină strălucitoare și conul abajurului își aruncă fascicolul de raze drept în jos, lăsând colțurile barăcii în penumbră. Slime se așeză pe o ladă și George luă loc în fața lui. A, e nica tată, zise Slime. Tot trebuia să-i înnec pe mai mulți. N-ai de ce să-mi mulțumești. Pentru nata nu fi fost cine știe ce, dar pentru dânsul fu ceva grozav. Doamne sfinte, nici nu știu cum l-o mai face să doarmă aceea. Are să vrea morții să doarmă cu ei în grajd. A nevoie l-o opri să nu se vâre și el în lada cățelandrilor. A, nica toată, repetă Slime. Da, auzi, zău că avusești dreptate, ce spuneai de el. Istez n-o fi, dar om să muncească așa n-am mai pomenit. Mai să-l omoare pe-l care era pereche la cărat saci cu orz. Nimeni nu poate să ție pas cu el. Doamne Dumnezeule, n-am mai văzut flăcău ca asta. George vorbi cu mândrie. Lui Lenny doar să-i spui ce să facă și ți-o face, dacă n-are de gândit cu capul lui. Singur nu-l taie capul cum să facă nica, dar știe să facă ce-i spui. De afară se auzi zângănitul unei potcoave lovind ținta de fier și scurt alarma unor strigăte aprobatoare. Slime se lăsă ușor înapoi, încât să nu-i cadă lumina pe obraz. E ciudat cum v-ați adunat voi așa unul cu altul. Era calma îmbiere a lui Slime la destăinuire. Dar ce-i așa de mirare? Întrebă George pe un ton defensiv. A, nu știu. Rar vezi muncitori să umble împreună. Mai că n-am văzut până acum doi băieți să umble împreună după lucru. Doar știi cum sunt muncitorii de pe la ferme. Vin, își iau în primire patul, lucrează o lună și apoi cer socoteala și pleacă iar de unul singur. Parcă n-ar avea pe nimeni pe lumea asta de care să-i pese. Așa că e nițel de mirare să vezi pe un scrântit ca ăsta și pe un băiat ager ca tine umblând la oaltă. Nu-i scrântit, zise George. E blec ca oaia, dar țignit nu-i. Și nici eu nu-s chiar așa de ager. Altfel n-aș sta să încarc ors pe $50 și un culcuș. Să fiu ager sau măcar nițel mai isteț colo, aș avea ferma mea cât de mică și mi-aș strânge în hambar recolta mea, nu să stau să fac toată munca și să n-am parte de rodul pământului. George tăcu, simțea nevoia să vorbească. Slime nici nu-i da ghes, nici nu-l descuraja. Doar ședea acolo rezemat înapoi, calm și receptiv. Nu prea-i de mirare că noi doi umblăm la oaltă.
spuse George în cele din urmă. El și cu mine suntem născuți amândoi în Auburn. O cunoșteam pe tușa Clara. Dânsa îl luase de mic și îl crescuse. Când a murit tușa sa Clara, Lenny ce era să facă decât să meargă cu mine la lucru? Cu timpul ne-am deprins unul cu altul. Făcu Slime. George se uită spre Slime și văzu ochii liniștiți, ca de zeu, prinși de fața sa. La început îmi plăcea, spuse George. Mă distram ceva grozav cu el. Îi jucam la renghiuri unde era prea bleg ca să vază singur de el. Da, era prea bleg și ca să știe că îi joacă altul vreun renghi. Eu mă distram. Mi se părea că-ți deștept foc pe lângă dânsul. Făcea orice îi spuneam. Cât de năstrușnic să fi fost. Să-i fi spus să saie într-o prăpastie sărea. După un timp a început să nu-mi prea mai placă. El niciodată nu se supăra, puteam să-l chinui oricât. Și când te gândești cu mâinile lui, era lesne să-mi zdrobească fiște ce ușor, dar odată nu m-a atins, nici cu dește. Glasul lui George trecu la un ton de spovedanie. Să-ți spui ce m-a făcut să nu mă mai port așa. Într-o zi, stam cu un câr de băieți sus pe malul râului Sacramento. Și mă simțeam isteț al naibii și mi-ar da de joacă. Mă întorc către Lenny și zic, să-i în apă. Și el sare. Și nu știe să-mi nate neam. Mai să se nece până să-l putem scoate. Și ce recunoscător mi-a fost că l-am scăpat. Uitase ca pământul că eu îi spusesem să saie în apă. Ei, de atunci n-am mai făcut al de astea. E băiat bun, spuse Slime. Poți să fii băiat bun și fără să ai minte. Dar-mi pare chiar că-i tocmai pe dos. Ia-l pe unul cu adevărat isteț să vezi că rare ori ești om bun. George adună cărțile risipite și începu să întindă o nouă paciență. Afară bufneau de pământ potcoavele. La ferestre, lumina amurgului tot mai lucea în geamuri. Eu neamuri n-am, zise George. Am văzut chiopoi care umblă să muncească singuri pe la ferme. Nu le e bine. N-au nicio plăcere. Cu vremea se ticăloșesc. Nu se mai gândesc decât la bătaie până la urmă. Se ticăloșesc, admise Slime. Ajung de nu le mai vine să vorbească cu nimeni. Firește, Lenny, îi umblestem pe capul meu. Îmi face multe belele. Prea des chiar. Dar vezi că te deprind să tot umbli cu un om când nu poți scăpa de el. Rău nu e Lenny, spuse Slime. Eu îmi dau seama că Lenny nu-i deloc rău. Firește că nu-i. Da, intră mereu în belele, fiindcă așa bleg săracul. Cum s-a întâmplat și la Uid, se opri pe cale să întoarcă o carte. Părea îngrijorat. Aruncă o privire peste masă către Slime. Dar nu spui la nimeni. Ce-a făcut la Uid? Întrebă calm Slime. Nu-i spune la nimeni? Nu, firește că nu. Ce-a făcut la Uid? Întrebă iar Slime. Păi văzi o fată în roche roșie. Copilăros cum e, vrea să pui mâna pe tot ce-i place. Numai așa să pipăie. Ei și întinde mâna să pipăie rochea roșie, dar fata se pune pe țipat și asta îl năucește de tot pe Lenny. Și se ține crampon de roche, fiindcă altceva nu-i dă în gând. Și fata țipa într-una. Eu nu eram departe și când auzi scandalul, dădui fuga. Când ajunsei, Lenny atâta de speriat era ca altceva decât să ție crampon rochea nu-i dă în gând. L-am pocnit în cap cu o stinghe de gard ca să-l fac să-i dea drumul. Așa de speriat era că nu putea da drumul rochii ei. Și știi cât e el de tare. Ochii lui Slime, neschimbați, nu clipeau. Dădu ușurel din cap. Și ce se întâmplă? George își întinse cu grijă șirul pacienței. Păi nebuna aia de fată s-a năpustit la poliție să spună că a violat-o. Oamenii de la Uid au pornit o ceată după Lenny să-l linșeze, așa că șezurăm într-un șanț de irigație sub apă toată ziulica aceea. Numai capetele le țineam afară sub ierburile de pe buza șanțului. Și noaptea am tulit-o din ținut. Slime rămase câtva timp tăcut. Zi, nu i-a făcut niciun rău, fetie, nu? Întrebă în cele din urmă. Aș, de unde? Doar că a speriat-o. Și eu m-aș fi speriat dacă m-ar fi înșfăcat unul ca el. Dar nu i-a făcut nica. Atâta vroia el să pipăie rochea aia roșie. Cum vrea acum să mângâie cățăii ăia într-una. Nu-i om rău, spuse Slime. Eu-l ghicesc pe unul ticălos de la o poștă. Sigur că așa, nu-i rău. Și orice i-a zice eu să facă, Lenny intră pe ușă. Își purta haina de doc pe umeri ca pe o pelerină și părea nițeluș a plecat înainte. Ce faci, Lenny? Îl întâmpină George. Cum îți place cățelul care ți l-a dat? Lenny răspunse într-o suflare. E cafeniu cu alb, cum vreau eu. Se duse de-a dreptul către patul lui și se culcă cu fața la perete și cu genunchii ridicați. George puse brusc cărțile jos. Lenny, zise el sever. Lenny răsuci gâtul și se uită peste umăr. Ai? Ce vrei, George? Ți-am spus că n-ai voie să aduci aceea cățelul. Ce cățel, George? N-am niciun cățel. George se duse repede la el, îl înșfăcă de umăr și îl întoarse pe spate. Băgă mâna și culese cățelușul de unde îl ținuse ascuns Lenny, lipit de pântecele lui. Lenny se așeză repede în capul oaselor. Dă-mi-l, George. George zise, ieși imediat și duci cățelul înapoi la culcușul alorlalți. Trebuie să doarmă cu maică-sa. Ce vrei să-l omori? Abia s-a născut ieri seară și tu-l și scoți din cuibul lui. Dacă nu-l duci înapoi, îi spui lui Slam să nu ți-l mai dea. Lenny înălță mâinile rugător. Dă-mi-l, George. Îl duc înapoi. Nu vrei să-i fac rău, George.
Zău că nu. Vrei doar să-l mângâi un pic. George îi puse cățelul în mâini. E în regulă. Îl duci înapoi repede și nu cumva să-l mai scoți din ladă. Altfel să știi că moare. Lenny o șterse repede din odaie. Slime nu se mișcase. Ochii lui calmi îl urmăriră pe Lenny până ieși pe ușă. Iisus se zise. E aidoma ca un copil. Așa e, aidoma ca un copil. Și nici răutate mai multă n-are, ca un copil, doar că-i atâta de puternic. Pui-l așa că nu mai vine la noapte să doarmă aceea. O să doarmă lipit de lada cu căței în grajd. De, să-l lăsăm, n-ar ce rău să fac acolo. Afară, aproape că se întunecase. Moș Candy, rândașul, intră în odaie și se duse drept spre pat, iar în urma lui se chinuia să-l urmeze bătrânul său câine. Hello, Slime! Hello, George! N-ați jucat niciunul potcoave? Nu-mi place să joc seară de seară, îi răspunse Slime. Candy vorbi înainte. N-aveți vreunul din voi un pic de whisky? Mă doare burta. N-am, zise Slime. Să-l am, l-aș bea eu, cu toate că nu mă doare burta. Mă doare rău burta, zise Candy. De la blestematele alea de gulii. Știam eu că o să-mi fac așa, dinainte să le mănânc. Din curtea peste care se lăsa întunericul, intră Carlson cel gros. Se duse către celălalt cap al dormitorului și aprinse al doilea bec umbrit de un abajur de tablă. E mai întuneric ca niad aceea, zise. Iisuse, ce mai trage negru ăla la potcoave? Se pricepe nici vorbă, zise Slime. Se pricepe al naibii, făcu iar Carlson. Pe lângă el nu mai poate să câștige nimeni. Se opri și adulmecă aerul odăi și tot adulmecând își coborâ privirea spre câinele cel bătrân. Doamne Dumnezeule, ce mai pute și câinele ăsta, dă-l afară, Candy. Nimic nu pute mai al dracului ca un câine bătrân. Trebuie să-l dai afară. Candy se răsuci până în marginea patului, întinse mâna și mângâie câinele bătrân, apoi se scuză. Atât a stat pe lângă mine că eu nici nu mai bag de seamă că pute. Bine, dar eu nu-l pot răbda aceea, făcu Carlson. Duhoarea asta lui mocnește și după ce-l dai afară. Cu pasul lui greoi trecu mai aproape de câine și-l privi. N-are dinți, zise. E țeapăn de reumatism, nu ți-e de niciun folos, Candy, și nici lui nu-și mai e de niciun folos. De ce nu-l împuști, Candy? Bătrânul se suci nițel în pat stingerit. De dracu știe. Îl am de atâta de mult, de când era cățelandru, păzeam oile cu el, spuse cu mândrie. N-aveți să credeți dacă vă uitați acum la el, dar a fost el mai bun câine ce bănesc care l-am pomenit în viața mea. George zise, am văzut la uit pune cu un foc sârmos care știa să păzească oile. Învățase de la câinii ăilalți. Carlson nu se lăsă. Auzi, Candy, câinile ăsta bătrân al tău pătimește într-una. Dacă l-ai duce tu colo în fundul curții și îi trage un glonț în ceafă, se aplecă nițel să-i arate locul. Uite chiar aici. Îți spui eu că nici n-ar mai ști ce l-a picnit. Candy privi împrejur nenorocit. No, zise încetişor, no, n-aș putea să fac una ca asta. N-are mai nicio bucurie, stărui Carlson. Și mai și putem, dragi. Să-ți spui eu cum facem. Îl omor eu în locul tău. Ca să nu zici că l-ai omorât cu mâna ta. Candy își dădu jos de pe pat picioarele. Își scărpină nervos țepii albi din obraj. Îs așa de prins cu el, spuse încetişor. Îl am de când era cățelandru. Ei, și parcă-i faci vreun bine să-l ții în viață, zise Carlson. Auzi tu, cățeaua lui Slime a fătat ieri. Pui rămă așa că Slime îți dă un cățeluș să-l crești, nu-i așa, Slime? Între timp, căreușul îl cercetase cu ochii lui liniștiți pe bătrânul câine. Așa e, spuse. Dacă vrei, îți dau un cățelandru. Se smuci nițel ca pentru a-și regăsi graiul nestingerit. Carl are dreptate, Candy. Câinele ăsta nu mai are nicio bucurie de viață. Eu aș dori să se găsească cineva să mă împuște dacă o fi să ajung bătrân și schilod. Candy se uită la el deznădăjduit, fiindcă opiniile lui Slime erau lege. Mai știi, poate l-o durea, sugeră. Mie nu mi-a nevoie să-l îngrijesc. Carlson spuse, cum l-aș împușca, eu n-ar simți nimica. Aș pune pistolul drept acilea, arătă locul cu vârful piciorului. Chiar acilea înceafă, nici măcar n-ar tresări. Candy căuta ajutor, uitându-se de la unul la altul, scrutându-le fețele. Un tânăr care lucra la câmp intră în odaie. Umerii lui gârboviți erau aduși înainte și umbla greoi de parcă ar fi cărat nevăzut sacul cu grâne. Se duse la patul lui și își puse pălăria pe poliță, apoi culese de pe poliță o revistă magazin, grosolan tipărită pe hârtie galbenă și o aduse sub bătaia luminii. Ți arăta asta, Slime? Ce anume? Tânărul căută pe la sfârșitul revistei, apoi o puse pe masă și arătă cu degetul. Uite aici, citește asta. Slime se aplecă peste foaie. Hai, zise tânărul, citește tare. Dragă redacție, citi rar Slime, citesc revista dumneavoastră de 6 ani și zic că e cea mai bună de pe piață. Îmi plac povestirile lui Peter Rand, e formidabil. De pildă, Călărețul Negru. Dați-ne mai des asemenea povestiri. Eu nu prea scriu scrisori. Dar gândi ca să vă spui că revista dumneavoastră când dă omul 10 cenți nu-i pare rău. Slime ridică ochii întrebător. De ce vruși să citesc asta?
White spuse, citește înainte, citește numele de desubt. Slime citi, al dumneavoastră care vă dorește succes, William Turner. Ridică iar ochii către White. De ce vrei să citesc asta? White închise revista plin de demnitate. Nu ți-l amintești pe Bill Turner, care a lucrat aceea cu vreo 3 luni? Slime se gândi. Un mărunțel, întrebă, care lucra la grapă? El e, strigă White. El e ăla. Crezi că el e ăla care a scris scrisoarea? Păi știu eu. Bill și cu mine stăm într-o zi chiar aceea. Bill avea la el o revistă de-asta care tocmai apăruse. Se uită pinea și zice. Scrisei o scrisoare. Să vedem, au băgat-o în revistă. Dar nu băgaseră. Și atunci Bill cică, o fi ținându-o pentru altdată. Și poftim că așa fu. Asta e. Pe semne că ai dreptate, uite că au tipărit-o. George întinse mâna după revistă. Ia să văd și eu. White găsi locul cu pricina, dar nu dădu revista din mână. Indică scrisoarea cu degetul arătător. Apoi se duse la polița sa și așeză revista cu grijă înăuntru. Oare o fi văzut-o Bill? Zise. Bill și cu mine lucram amândoi pe ogorul ăla cu mazăre. Eram cu grăpate amândoi. Bill era băiat bun dat naibii. Carlson nu se lăsase atras de noul subiect. Sta tot cu privirea țintită în jos spre bătrânul câine. Candy îl urmărea stânjenit. Carlson spuse. Dacă vrei, îl scap pe nenorocitul ăsta chiar acum de toate chinurile. Și-am isprăvit povestea. De mâncat nu mănâncă, de văzut nu vede, nici să umble nu poate fără să sufere. Candy spuse cu oarecare nădejde în glas. N-ai armă. Pe dracu n-am. Am un Lager. N-o să-l doară n-am. Candy zise. Nu-i mai bine mâine? Să mai așteptăm până mâine. Nu văz ca ce, zise Carlson. Se duse la patul lui, trase de dedesubt un sac și scoase din el un pistol Lager. Să-i sprevim odată cu chestia asta, zise. Nu poate omul dormi aceea de duhoarea asta a lui. Băgă pistolul în buzunarul de la spate. Candy se uita îndelung la Slime, în nădejde dacă îl va ajuta să găsească vreun argument. Dar Slime tăcea. În cele din urmă, Candy spuse domol și resemnat. Bine, ia-l. Nu își coborâ deloc privirea asupra câinelui. Se culcă și își încrucișă brațele pe dindărătul patului, uitându-se țintă în tavan. Carlson scoase din buzunar o chingă mică de piele. Se aplecă și o legă bătrânului câine în jurul gâtului. Toți cei de față, în afara lui Candy, se uitau ce face. Hai, băiete, hai, băiatule, spuse cu blândețe. Și lui Candy pe un ton de scuză. Nici nu o să simtă. Candy nu se mișcă și nici nu-i răspunse. Carlson trase de curea. Bătrânul câine se scula în nevoie și se puse țeapăn pe picioare, apoi se duse după cureaua care îl trăgea de omol. Slime chema Carlson. Știi ce ai de făcut? Ce vrei să spui, Slime? Ia o lopată, spuse Slime scurt. A, firește, am înțeles. Scoase câinele afară în întuneric. George îl urmă până la ușă, o închise și trase binișor la loc încuietoarea. Candy sta pe pat, țeapăn, uitându-se țintă în tavan. Slime vorbitoare. Unul din catării mei înaintași nu-și ceară la o copită, s-o fi rănit. Trebuie să-i pui niște catran. Avea un glas tărăgânat care se stinse de grabă. Afară era tăcere. Pașii lui Carlson piereau în depărtare. Tăcerea pătrunse în casă. Tăcerea stăruia. George chicoti. Pui-l-am așa că Lenny-i colo în graj la cățelul lui. Nu o să mai vrea să vie aceea acu, dacă are un cățel. Slime spuse. Candy, poți să-ți alegi din căței ăia pe care îl vrei? Candy nu răspunse. Tăcerea se lăsă iar asupra odăii. Venea din noapte și invada odaia. George spuse. Nu vrea nimeni să joace o partidă de ioici cu mine? A juca eu vreo 2 partide cu nata, zise White. Se așezară unul în fața celuilalt la masă sub bătaia lămpii, dar George întârzia să amestece cărțile. Răcâia nervos cu unghia marginea pachetului și măruntul zgomot scârțit atrase asupra-i privirea tuturor celor din odaie, încât se opri. Tăcerea se lăsă iar peste încăpere. Trecu un minut și apoi încă unul. Candy zăcea neclintit cu privirea țintită în tavan. Slime îl privi o clipă, apoi își coborî ochii asupra mâinilor sale. Își acoperi o mână cu cealaltă și rămase așa. De sub dușul meu veni un zgomot mărunțel ca un ronțăit și toți bărbații își mutară privirile într-acolo recunoscători. Dar Candy sta mai departe cu ochii pironiți în tavan. Parcă ar fi un guzgan colo jos, spuse George. Ar trebui să punem o cursă acolo. White izbuni. Ce naiba o face atâta? Hai și dă cărțile, ce nu le dai? Așa nu mai jucăm noi niciodată. George adună cărțile într-un pachet strâns, apoi le privi dosurile. Tăcerea năpădise iarăși odaia. O detunătură răsună în depărtare. Oamenii se uitară iute la bătrân. Toate capetele se întoarseră spre dânsul. O clipă el continuă să privească tavanul, apoi se răsuci încet cu fața la perete și rămase așa în tăcere. George amestecă zgomotos cărțile și le împărți. White trase către el un carton pentru însemnat punctele și începu prin a așeza fisele. White spuse, zic că voi băieți, ați venit aici să lucrați. Cum adică, ce vrei să spui? Întrebă George. White râse, păi veniră-ți vinerea. Până duminică aveți de lucru 2 zile. Nu știu ce socoteală e asta, a făcut George. White râse iar. Ba știi, dacă ai mai umblat mult pe la ferme de-astea mari. Unul care vrea să vază cum e la o fermă, sosește sâmbătă după masă. Își ia cina de sâmbătă și 3 mese de duminică
și poate să plece luni după gustarea din tâi fără să fi pus mâna pe Nica, dar voi veni răzi vinerea la amiază. O zi jumate trebuie să faceți oricum, v-ați fi socotit voi. George îl privi liniștit în față. Noi o să cam stăm pe aceea. Eu și cu Lenny vrem să strângem câțiva bănișori. Ușa se deschise liniștit și grăjdarul băgă capul înăuntru. O față descărnată de negru, purtând semnele durerii și cu ochii răbdători. Domnul Slime? Slime își luă ochii de la bătrânul Candy. Oh, hello, Crux, ce e? Mi-ați spus să încălzesc catran pentru piciorul catărului Eluia. E cald. Aha, sigur că așa, Crux. O să viu îndată să îl pui. Poți să îl pui și eu, dacă vreți, domnule Slime. No, vin eu imediat, se sculă, Crux spuse. Domnul Slime, da. Tipul ăla mare, el nou, se tot joacă mereu cu căței dumneavoastră în grajd. Lasă, nu-i nimic, i-am dat și lui un cățel. Mă gândi să vă spui, zise Crux. Îi tot scoate din ladă și tot sucește în mâini. Bine, n-ar să le fac. Las că nu le face nimic, zise Slime. Viu și eu cu tine acum. George ridică ochii. Dacă nebunul ăla face prostii pe acolo, dă-l afară, Slime. Slime ieși din cameră ducându-se după grăjdar. George împărți cărțile și White culese pe ale sale și le examina. O văzut pe Mititica? Întrebă. Care Mititica? Păi nevasta aia nouă a lui Cali. Da, o văzui. Ei, așa că o bucățică bună. N-am văzut-o destul ca să știu, spuse George. White își puse iar cărțile spectaculos. Ei, stă perci și ține ochii deschiși, o să vezi prea și prea. N-ascunde nimic aia. N-am mai văzut una ca aia. Îi joacă ochii mereu după toți. Pui rămâne așa că face cu ochiul și grăjdarului. Nu știu ce dracu vrea. George întrebă ca întreagăt. A fost vreun necas ceva de când e aceea? Era evident că pe White nu-l interesa jocul. Puse pe masă cărțile ce-l ținea în mână și George le amestecă în pachet. Cu un aer hotărât, George își întinse iar paciența, 7 cărți și 6 pe deasupra și iar 5 peste ele. White zise, da, înțeleg ce vrei să spui. No, până acum nimica. Lui Cali i-a intrat vies prin nădragi și atâta tot până acum. De cum e băieții pe acela, hop și dânsa. Îl cată pe Cali. Ori și-aduce aminte că a uitat vreo drăcie pe aici și vine să o caute. Pe semne zor nevoie să stea lângă bărbați, iar pe Cali îl furnică pe-n pantaloni îndraci. Dar până acum altceva nimic, George spuse. O să lasă obelea, o să facă aia obelea de toată frumusețea. O vezi cât de colo că-i momeală de pușcărie, da gata. Cali ăla și-a făcut-o cu mâna lui, ar se vază el. O fermă ca asta, coceată de găligan, nu-i loc nimerit pentru o fată, mai cu seama una ca aia. White spuse. Dacă te supie ceva gânduri, ai face bine să fii cu noi ăștia la alți la oraș mâine seara. De ce? Ce faceți acolo? Păi, ce se face de obicei? Mergem la localul lui Tanti Susie. E ceva pe cinste. Tanti Susie e grozavă, te strigi de râs cu ea. Nu m-am dat cu roține. Ca de pildă, când am să intrăm sâmbăta trecută, Tanti Susie deschide ușa și apoi țipă peste umăr. Fetelor, puneți repede ceva pe voi, că vine șeriful. Și nici nu vorbește porcos, niciodată. Ține 5 fete. Și cât te costă? $2.50 culcatul. Cu 25 de cenți poți să ai o băutură. Susie are și niște foteluri mișto unde poți să stai. Dacă n-ai chef de fete, nu-i bai. Poți sta într-un fotel de la, să bei un pahar, două, trei și să-ți treacă timpul, că Susie nu se supără. Nu-i repede pe băieți și nu-i dă afară, dacă n-are chef de fete. Poate mai duce și eu să văd cum e pe acolo, spuse John. Sigur, să vii. E o distracție pe cinste cu bancurile alea care le tot spune dânsa. Odată ci că știu pe unii care dacă au pe podea o scoarță de petice și pe patifon o lampă cu o păpușă și cu farafastâcuri la abajur, își închipuie că ține un salon. De localul lui Clara vorbea ea, așa. Ci că, Susie, eu știu ce vă trebuie vouă, băieți, ci că. Fetele mele e curate, ci că, și în uschiul meu eu nu bag apă, ci că. Dacă are vreunul din voi chef să se uite la o lampă cu farafastâcuri și nu-i pasă de să o arde, n-ar decât. Știe unde să se ducă. Și cică, sunt unii pe aceia care umblă și acu răscrăcănați, fiindcă le plăcu să se uite la o lampă cu farafastăcuri. George întrebă, Clara ține localul ălalt, ai? Confirmă White, dar noi nu ne cem, acolo neam. Clara ia 3 biștari culcatul și 35 un pahar și nici bancuri nu face, dar localul lui Susie e curat și are foteluri mișto și pe deasupra nici nu primește filfizori. Eu și cu Lenny trebuie să strângem niște bănișori, spuse George. Mă duce poate eu pe acolo să șez să bea un pahar, dar de cheltui $2.50, aia n-o fac. De ei, omul mai trebuie să se și distreze când și când, spuse White. Ușa se deschise și intrară împreună Lenny și Carlson. Lenny se strecură spre patul lui și se așeză pe el, silindu-se să nu atragă atenția. Carlson băgă mâna sub patul său și își scoase sacul. Nu se uită la Moș Candy, care tot mai sta cu fața la perete. Carlson găsi în sac o vărcea de curățat și un bidonaș cu ulei. Le puse pe pat și apoi scoase la iveală pistolul, îi trase magazia și cu un zgomot sec aruncă glonțul din locaș. Apoi se apucă să curețe țeava cu vărguța. Când se auzi zgomotul ejectorului,
Candy se întoarse și se uită o clipă la armă, apoi se suci iar cu fața la perete. Carlson întrebă degajat. Cali, a mai fost Paci? Nu, îi răspunse White. Dar ce dracul tu de pe Cali? Carlson se uită chiaruș la țeava armei sale. Își cate cocoana. Îl văzui umblând de colo-colo pe afară. White spuse sarcastic. Jumate din timp o caută și jumatea ailaltă îl caută ea pe el. În odaie năvăli Cali agitat. Ați văzut-o careva pe nevastă mea, băieți? Întrebă. N-a fost Paci, spuse White. Cali se uita amenințător prin camera. Unde dracu e Slime? S-a dus la grajd, spuse George, să puie catran pe o copită crăpată. Umerii lui Cali căzură, apoi se ridicară iar. De când s-a dus? Acum 5-10 minute. Cali o zbughi afară, trântind ușa în urmă-i. White se ridică. Zic că să văd și eu una ca asta, spuse. Cali s-a strântit, altfel nu s-ar lega de Slime. Și e iute de mână, Cali. A ajuns în finală la mănușile de aur. Are și niște tăieturi din ziare unde scrie de-asta, chipzui. Da, și cât pe Slime ar face bine să-l lase în pace, nu știe nimeni de ce e în stare Slime. Crede că Slime e cu nevastă sa, ai? Așa s-ar părea, făcu White. Firește că nu-i cu ea, cel puțin așa zic eu, dar vreau să văd și eu tăvatura, dacă o fi să fie. Hai să mergem. George spuse, eu rămâi aceea, nu vreau să mă bag în nicio chestie cu Bocluc. Lenici cu mine, trebuie să strângem un bănuț, ca să ne facem nițel cheag. Carlson își termină curățatul armei și o puse în sac și împinse sacul sub pat. O să merg și eu afară, să văd stărășenia asta, zise. Moș Candy rămase nemișcat, iar Lenny sta pe patul lui și îl urmărea cu băgare de seamă pe George. După ce plecară White și Carlson și ușa se închise în urma lor, George se întoarse către Lenny. Ce cu tine? Ce făcuși? Nica nu făcui. George. Slime ce că mai bine să nu-i mai mângâie atâta pe căței ăia acum. Slime ce că nu le face bine. Și atunci a venit aceea. A fost cu minte, George. Puteam să-ți spui și eu atâta lucru, zise George. Păi... Dar nu le făceam niciun rău. Stam cu cățelușul meu în poală și îl mângâiam, atâta. George întrebă. L-ai văzut pe Slime acolo în grajd? Păi dar mi-a zis că mai bine să nu mai tot mângâi cățelul ăla. Ai văzut-o și pe fata aia? Care? A lui Cali? Mhm. Veni și ea în grajd? No, eu n-am văzut-o. N-ai văzut deloc pe Slime vorbind cu dânsa? Scutură din cap Lenny. N-a venit în grajd. Bine făcut, George. Mie că nu o să vază băieții nicio bătaie. Dacă e vreo bătaie, Lenny, tu să nu te bagi. Eu nu vreau să mă bat, făcu Lenny. Se ridică de pe patul lui și se așeză la masă în fața lui George. George amesteca aproape automat cărțile. Își înșiră iarăși paciența cu o încetineală deliberată meditativă. Lenny întinse mâna după o carte cu figură, o privind de lung, apoi o întoarse cu capătul celălalt și iar o privind de lung. E la fel la amândouă capetele, spuse. George, de ce e la fel la amândouă capetele? Nu știu, spuse George. Așa le faci. Ce făcea Slime în grad când l-ai văzut tu? Slime? Da, el. Când l-ai văzut la graj și ți-a spus că să nu mai mângâi atâta pe căței. A, da, avea în mână o cană cu păcură și o pensulă. Nu știu ce făcea cu ele. Ești sigur că fata aia n-a intrat cum intră aceea azi dimineață? Nu, n-a intrat neam, George oftă. Mai bine, oricând, un bordel bun, zise. Se duce omul acolo să-mi bată, își ușurează firea în toate privințele și n-are niciun bocluc. Și știe din capul locului cât are să-l coste. Dar cu momelile astea parcă n-ar avea al gând decât să te bage la zdup. Lenny îi sorbea admirativ vorbele și mișca nițel din buze ca să nu piardă șirul. George continua. Ți-aduci aminte de Andy Cashman, Lenny, ăla care mergea la școala primară? Ăla care avea o mamă de făcea plăcinte calde la copii? Mhm, ăla. Tu ții minte orice dacă i-a amestecat cu haleală? George își privi atent paciența, puse un nas peste rândul din urmă și le suprapuse un 2, un 3 și un 4 de caro. Andy e acum la Saint-Quentin din pricina unei putori, spuse George. Notă, închisoare în apropiere de San Francisco, încheie nota traducătorului. Lenny bătea tova în masă cu degetele. George, ai? George, când mai e până să avem căsuța aia noastră și o să trăim în belșug din rodul pământului și cu iepuri? Nu știu, spuse George. Trebuie să strângem ceva bănișori. Eu știu un locșor care am putea să-l luăm ieftin, dar pe degeaba nu-l dă. Moș Candy se răsuci încet cu fața la ei, ochii îi erau larg deschiși. Îl urmărea pe George cu luarea minte. Lenny zise... Mai spune de locul ăla, George. Păi nu-ți spusei aseară? Hai, mai spune, George. Păi, e 10 pogoane, zise George. Are și o moricică de vânt. Are pe el o colibă și o curte de păsări. Are bucătărie, are livadă, cireșe, mere, piersici, caise, nuci și câțiva butuci de viță. Ești un petec de luțernă și apă berechet să o uzi. Ești o cocină pentru porci și iepuri, George. Pentru iepuri nu e încă nica. Dar poți foarte ușor să zidesc eu câteva cotețe și tu poți să-i hrănești cu luțernă pe iepurii ăia. Te crezi că poți? Spuse Lenny. A furisit să fiu dacă nu pot eu. Mâinile lui George lăsară cărțile. Glasul îi deveni mai cald. Și am putea să ținem câțiva porci. Aș putea să zidesc cu o afumătoare, ca aia de a avea bunicul.
Și când tăiem porcul, putem să afumăm slănina și șuncile și să facem cârnați și dal de astea. Și când suie somonul în apă, am putea să prindem cam 100 și să-i sărăm ori să-i afumăm. I-am mâncat dimineața la prânzișor. Nici nu există ceva mai bun ca somonul afumat. Și când s-ar coace fructele, putem să facem conserve și de roșii. E foarte lesne să faci conserve de roșii. În toată duminica tăiem câte o găină sau câte un iepuraș. Poate să avem și o vacă ori o capră și smântâna e atât de groasă de să o tai cu cuțitul și să o scoți cu lingura. Lenny îl urmărea cu ochi mari și la fel îl urmărea și Moș Candy. Lenny spuse încetişor: "Am trăit în belșug, din rodul pământului, firește făcu George. Toate soiurile de verdețuri în grădină. Și dacă avem chef de nițel whisky, ne-am duce să vindem câteva ouă ori altceva, ori niște lapte. Am trăit acolo și gata. Ar fi locul nostru. S-ar termina cu alergătura de colo-colo prin ținut. Nu ne-ar mai face de mâncare vreun bucătar japonez. Nu, domnule, am avea și noi locul nostru și acolo am stat și n-am mai dormit prin barăci dormitoare." "Spune de casă, George," se rugă Lenny. "Firește, am avea o cășcioară și o odaie pentru noi. O sobă bună, d-alea rotunde de tuci și iarna nu s-ar mai stinge focul în ea. N-ar fi așa mult pământ ca să ne spetim muncind. Poate așa vreo 6-7 ceasuri pe zi. N-ar trebui să cărăm orz câte 11 ceasuri pe zi. Și când am semănat ce am semănat, tot acolo ar fi ca să strângem recolta. Am vedea cu ochii noștri ce a ieșit din ce semănarăm." "Și iepurii," spuse Lenny cu fervoare. "Și o să-i îngrijesc eu. Spune, George, cum o să-i îngrijesc eu?" "Firește, o să te duci la brazda cu luțernă și o să iei cu tine un sac. O să umpli sacul și pormă o să-l iei și o să-l pui în cuștile iepurilor. Și ei o să ronțăie și o să ronțăie," zise Lenny. "Cum fac ei? I-am văzut eu." "Cam la 6 săptămâni, continuă George, iepuroaicele ori să fete. Așa că o să avem la iepuri berechet și să mâncăm și să vindem. Și o să ținem și câțiva porumbei să zboare într-una în jurul morii de vânt, ca atunci când eram eu mic." Privea fascinat peretele pe deasupra capului lui Lenny. "Și o să fie locul nostru și nimeni nu o să poată să ne dea afară. Și dacă nu ne place careva, îi spunem, pleacă dracului daci și musai să plece. Dar dacă vine un prieten, păi cum? N-avem noi un tat special?" Și spunem, "Ce nu stai să mâi noaptea aceea?" Și el stă, zău ca așa. "Și-o avea și un câine setăr și vreo 2 pisici vărgate, dar tu trebuie să fii cu ochii în 4 pe pisicile alea, să nu prinză puii de iepuri." Lenny sufla din greu. "Să poftească să se dea ele la iepuri. Le frâng gâtul la afurisitele alea, le pocnesc un băț." Se mai potoli bombănind pentru sine amenințări la adresa viitoarelor pisici care ar îndrăzni să-i supere pe viitorii iepuri. George sta ca vrăjit de vedenia lui. Când vorbi Candy, trăsăriră amândoi de parcă ar fi fost prinși asupra unei fapte vinovate. Candy spuse, "Știi tu un loc ca asta undeva?" George intră imediat în defensivă. "Să zicem că știu." "Făcu, ce-ți pasă dumitale? N-am nevoie să-mi spui unde se află, ca să fie ori și unde." "Firește," spuse George, "așa e, nata nu l-ai găsit și să-l cauți 100 de ani. Candy urma să vorbească agitat. "Și cât cere pe un loc asta?" George îl urmărea bănuitor. "De, eu zic că aș putea să-l iau cu 600. Bătrânii care l-au e leftă și femeia are nevoie de operație, dar ia ascultă, ce te interesează pe dumneata? Astea-s treburile noastre." Candy spuse, "Eu cu o mână mare brânză nu poți face. Pierdui mâna dreaptă chiar aceea la ferma asta. De-aia mi-au dat un loc de rândaș, paznic și măturător. Și îmi dă dură 250, fiindcă am rămas fără mână. Și mai am până acum încă 50, care i-am economisit eu la bancă. Știi, asta face 300. Și la capul lunii iar mai au $50. Să spui eu ceva și lea." Se aplecă înainte plin de însuflețire. "Ce-ar fi, mă băieți, să mă luați și pe mine, tovarăș? 350 pot să bag eu. De muncă nu prea-s bun ce-i drept, dar aș putea să gătesc mâncarea, să văz de găini, să mai plivez grădina. Ce ziceți, băieți?" George închise pe jumătate ochi. "Trebuie să mă gândesc la asta. Totdeauna am zis că să facem noi doi, între noi." Candy îl întrerupse. "Aș face un testament și v-aș lăsa tot vouă partea mea, la caz că dau ortul popii, fiindcă ne-am urtat n-am și Nica. Voi doi aveți ceva bănișori, poate am și putea să aranjăm." George scuipă pe dușumea plin de dispreț. "Avem amândoi $10. Apoi spuse gânditor. "Ascultă, dacă muncim Lenny și cu mine o lună și nu cheltuim Nica, o să avem un sutar. Asta ar face cu totul 450. Pui rămășa că pe banii ăștia putem lua locul. Și atunci mi-a dat și cu Lenny, ați putea să și începeți să-l aranjați. Și eu mi-aș mai găsi o muncă să plătim restul și voi ați putea să vindeți ouă și dal de astea." Rămase rătăcuți. Se uitară unul la altul uimiți. Lucrul acela, în care niciodată nu crezuseră cu adevărat, era pe cale să se împlinească. George spuse cu gravitate. "Doamne Iisuse Hristoase, pui rămășa că putem să-l luăm." Ochii îi erau plini de mirare.
Fie-mă așa că putem să-l luăm, repetă cu duioșie. Candy se așeză pe marginea patului. Își scârpina nervos ciotul de la încheietura mâinii. Acum 4 ani m-am rănit, zise el. Nu mai trece mult și o să mă dea afară. De cum noi mai fi în stare să curăț barăcile dormitor, or să mă dea în sarcina comitatului. Poate că dacă voi da vouă banii, voi o să mă lăsați să privesc prin grădină și când noi mai plivi prea bine și îi spăla vasele și alte mărunțișuri de-astea, dar m-o afla pe locul nostru și îi fi lăsat să muncesc pe locul nostru, spuse jalnic. Văzurăți ce-i făcură nas seară câinelui meu? Ceau că nu mai e de niciun folos, nici pentru dânsul, nici pentru altul. Când m-or da afară de aceea, mi-ar părea bine să se găsească cineva care să mă împuște și pe mine. Dar n-or să facă una ca asta. N-o să am nici un măduce și nici nu mă mai ia nimeni la niciun fel de treabă. Până sunteți gata voi băieți să plecați, eu o să mai am încă $30. George se ridică. O facem, spuse. Aranjăm noi locșorul ăla și o să stăm acolo. Se așeză iar. Ședeau cu toții nemișcați, năuciți de frumusețea a ceea ce li se întâmpla, fiecare cu mintea încordată spre vremea viitoare când avea să se realizeze acel lucru încântător. George spuse speculativ. Să zicem că s-ar da la oraș vreo sărbare, sau că ar veni vreun circ, sau vreun meci de baseball, ori mai știu eu ce. Moș Candy dădu din cap aprobator. Ne-am duce acolo și gata, spuse George. N-am întrebat pe nimeni dacă ne dă voie. Mulge băiete, vaca, zvârle câteva beabe la găini și apoi gata, mergem la oraș. Și niște iarbe la iepuri, izbucni Lenny. Eu nu să uit niciodată să le dau de mâncare. Când o facem, George? Peste o lună. O lună în cap, nici mai mult, nici mai puțin. Știi ce-i facem? O scrie bătrânilor ălora, proprietarii locului, ca să știe că luăm. Și Candy a să le trimiță un sutar ar vâna. Sigur că așa, spuse Candy. Și are ăla sobă bună acolo. Firește, are o sobă foarte bună, arde și cu cărbun și cu lemne. Eu-mi iau cățelul, spuse Lenny. Pui rămășac, că ce să-i mai placă acolo, Doamne, se apropiau glasuri de afară. George îl zise repede, să nu suflați o vorbă la nimeni. Știm numai noi trei și atâta. E în stare ăștia să ne dea afară, de să nu mai putem să strângem banii. Ne vedem de treabă, de parcă am avea de gând să cărăm ori cât om trăi și apoi, într-o bună zi, ne ducem glonț de ne luăm ce ni se cuvine și ne cărăm de aceea. Lenny și Candy făcură semn că da, hrizindu-se de încântare. Nu spui la nimeni, își poruncea sieș Lenny. Candy zise, George, Trebuia să fi împușcat eu câinele ăla, mă, George, nu trebuia să las un străin să-mi împuște câinele. Se deschise ușa. Intră Slime, urmat de Cali, de Carlson și de White. Slime avea mâinile negre de smoală și privirea posomorâtă. Cali se ținea pe urmele lui. Cali spuse, Zău, Slime, că n-aveam niciun gând rău. Te întrebai și eu așa. Slime făcu, bine, bine, dar prea m-ai întrebat des. M-am săturat până în gât, zău. Dacă nu poți să-ți păzești nevasta, ce vrei să fac eu? Pe mine să mă lași în pace. Păi, asta mă căzne să spui, că n-a avut niciun gând rău. Ziceam și eu așa că poate fi văzut-o din întâmplare. Ce nu-i spui să stea dracului acasă unde e locul, zise Carlson. O las să se fuție prin dormitoare și o să vezi că nu trece mult și o să iasă o belea, de nu o să mai știi pe unde să scoți cămașa. Cali se smuci spre Carlson. Tu să nu te amesteci. Ori vrei să te trezești zvârlit afară, Carlson zise. Neisprăvitule, încercați să-l sperii pe Slime, dar nu s-a prins. Te-a speriat Slime pe tine. Ești fricos ca un iepure. Nu mai poți eu, că ești cel mai mare boxer din ținut. Să poftești să te legi de mine, că te pocnesc odată de-ți zboară căpățâna cu mutra aia afurisită cu tot. Candy se alătură bucuros atacului. O mănușă plină cu vaselină, spuse cu dezgust. Cali îl fugeră din ochi, apoi privirea îi alunecă pe delături și se opri asupra lui Lenny, care încă mai zâmbea vrăjit de amintirea fermei sale viitoare. Cali se apropie de Lenny, adulmecându-l dușmănos. Tu ce dracu râzi? Lenny îl privi preocupat. Ha? Atunci furia lui Cali explodă. Ia de din coamă, găligane! Scoală-te în picioare! De mine n-a să-și bate joc niciun pui de lele, fie el și un găligan ca tine. Ți-arăt eu ție cine-i fricos. Lenny se uită deznădăjduit la George, apoi se sculă și încercă să se dea îndărăt. Cali luase poziția de atac, se repezi la Lenny cu pumnul stâng și apoi îl izbi cu dreptul. Lenny scoase un strigă de groază din nas, îi țâșnea sânge. George strigă, spune-i să mă lase în pace, George! Se dădu înapoi până se lipi de perete, iar Cali veni după el pocnindu-l în obraz. Lui Lenny îi spânzurau brațele în lături. Era prea speriat încât să se apere. George sărise în picioare și urla, pune mâna pe el, Lenny, nu te lăsa. Lenny își acoperi fața cu labele lui de urs, strigă, spune-i să nu mai dea, George. Atunci Cali îl pocni în stomac și îi tăie răsuflarea. Slime sări în sus, ticălosul strigă, trebuie să-l iau eu în primire. George întinse mâna și îl reținu pe Slime. Stai, nițel, strigă. Își făcu mâinile pâlnie la gură și zbieră. Pune mâna pe el, Lenny. Lenny își luă mâinile de pe obraz și se uită după George. Cali îi repezi pumnii în ochi.
fața cea mare se umplu de sânge. George urlă din nou. Am spus, pune mâna pe el. Pumnul lui Cali își lua avânt când Lenny întinse mâna după el. În minutul următor, Cali se zbătea ca un pește în undiță și pumnul lui strâns se pierdea în mâna enormă a lui Lenny. George dădu fuga către celălalt capăt al odăii. Dă-i drumul, Lenny, dă-i drumul! Dar Lenny se uita îngrozit la omulețul care se zbătea în mâna lui. Pe obrazul lui Lenny și roia sângele, unul din ochi îi era zdrelit și îl ținea închis. George îl pălmui peste obraz de câteva ori, dar Lenny nu dădea drumul pumnului înșfăcat. Între timp, Cali se făcuse alb la față și se chircise, abia se mai zbătea. Țipa într-una cu pumnul pierdut în laba lui Lenny. George strigă iarăși și iarăși. Dă-i drumul, Lenny! Lasă-i mâna, Lenny! Dă-i drumul! Slime, hai, ajută-mă, cât mai are ăsta mână! Brusc, Lenny dă pe drumul, își îndoi spinarea ghemuindu-se la perete. Tu ai zis, George, spuse jalnic. Cali ședea pe jos privindu-și cu uimire mâna zdrobită. Slime și Carlson se plecară asupra ei. Apoi Slime se îndreptă și îl privi pe Lenny cu oroare. Trebuie să-l ducem la un doctor, spuse. Pare se că n-a mai rămas o șciorn nefrânt în mâna asta a lui. N-am vrut, plângea Lenny, n-am vrut să-i fac rău. Slime spuse, Carlson, du-te și hamă șareta. O să-l ducem la Soledad să-l cârpească. Carlson ieși zorit. Slime se întoarse către Lenny care sta și scâncea. Nu ești tu de vină. De mult îl păștea așa ceva pe neisprăvitul ăsta. Da, Doamne Sfinte, maica a rămas fără mână. Slime ieși repede și într-o clipă se întoarse cu o căniță de tablă plină cu apă. Eu ținu la gură lui Cali. George, spuse Slime, acu o să ne dea afară? Ne trebuie niște bani. Babacul lui Cali o să ne dea afară acu? Slime își schimonosi fața într-un surâs, în genunchi lângă Cali. Îți veni și în fire destul ca să asculți ce-ți spun? Îl întrebă. Cali făcusem că da. Atunci ascultă. Eu crez că-ți prinsești mâna într-o mașină. Dacă nu spui la nimeni ce s-a întâmplat, nu spunem nici noi. Dar dacă trâncănești și dacă pui să-l dea afară pe ăsta, să știi că spunem la toți și o să ajungi de râsul lumii. Nu o să spui, zise Cali. Se ferea să se uite la Slime. De afară se auzi zgomot de roți. Slime îl ajută pe Cali să se ridice. Hai acu. Carlson o să te ducă la un doctor. Îi ajută lui Cali să iasă pe ușă. Zgomotul roților se îndepărtă. După o clipă, Slime reveni în dormitor. Se uită la Lenny, care tot mai sta ghemuit la perete înfricoșat. Dă să-ți văz mâinile, îi ceru. Lenny întinse mâinile. Doamne Iisuse Hristoase, nu mi-ar plăcea deloc să te mânii pe mine. George îl întrerupse. Lenny era speriat, de-aia, explică, nu știa ce să facă. Ți-am spus eu că nu trebuie să se bată nimeni cu dânsul. No, parcă lui Candy îi spusei. Candy dădu din cap cu gravitate. Chiar așa îmi spuse și zise. Chiar azi, neață, când se legă Cali întâi și întâi de prietenul tău, ai zis, ar face bine să nu se joace cu Lenny dacă nu vrea să dea de bocluc. Chiar așa îmi spuse-și. George se întoarse către Lenny. Nu-i vina ta, n-ai de ce să mai fii speriat. Făcuși tocmai ce ți-am spus. Ai face bine să te duci acolo la spălător și să-ți cureți fața, parcă ești dracu. Lenny zâmbi cu gura lui zdrelită. Eu n-am vrut să dăm de belea, spuse. Se îndreptă spre ușă, dar înainte de a ajunge se întoarse iar. George, ce vrei? O să poți să văz de iepuri, nu-i așa, George? Firește! N-ai făcut nica rău. Nu vrei să fac rău, George. Bine, du-te dracului și te spală. Capitolul 4. Negrul Crux, grăjdarul, își avea patul în magazia cu hamuri, un mic hangar proptit de peretele grajdului. De partea cămăruței era o fereastră pătrată cu patru ochiuri de geam, iar de cealaltă parte o ușă îngustă de scânduri care dădea spre grajd. Culcușul lui Crux era alcătuit dintr-o ladă lungă umplută cu paie pe care erau zvârlite păturile lui. În peretele cu ferestre erau bătute piroane de care atârnau hamuri stricate în curs de reparare fâșii de piele nouă. Și chiar de desubtul ferestrei se găsea o băncuță cu unelte de șelar, cuțite îndoite și ace și sule și gheme de sfoară. De piroane mai atârnau piese de harnașament, o gură de ham crăpată cu umplutura de păr de cal ieșind din ea, un belciug frânt și un lanț de șleau cu îmbrăcămintea de piele sfâșiată. Crux își avea lădița de mere deasupra culcușului și acolo ținea un șir de sticle cu medicamente pentru dânsul cât și pentru cai. Mai se găseau pe ea cutii de tablă cu săpun pentru șei și o cutie din care picura catran și în care era înfiptă o pensulă. Împrăștiate pe dușumea zăceau o seamă de obiecte personale, căci locuind singur, Crux putea să-și lase lucrurile împrăștiate și fiind grăjdar și infirm, era mai statornic decât ceilalți muncitori și agonisise mai multe decât putea duce în spinare. Crux stăpânea câteva perechi de ghete, o pereche de cizme de cauciuc, un cogeamite ceas deșteptător și o pușcă de vânătoare cu o singură țeavă. Avea și cărți. Un dicționar zdrențăros și un exemplar decolorat al codului civil californian din anul 1905. Pe o poliță specială deasupra patului mai erau niște reviste magazin și câteva cărți murdare. O pereche de ochelari înrămați cu aur atârnau de un cui deasupra culcușului.
Odaia aceasta se înfățișa măturată și îndeajuns de curată, deoarece Crooks era un om mândru și rezervat. El păstra distanță față de ceilalți și pretindea ca și dânsii să facă la fel. Trupul îi era aplecat spre stânga din pricina șirei spinării strâmbate și ochii foarte adânciți în orbite păreau să scânteze intens de atâta profunzime. Fața lui slabă era brăzdată de cute adânci, negre și buzele subțiri crispate de dureri aveau o nuanță mai deschisă decât obrazul. Era sâmbătă seara. Prin ușa deschisă care da în graj, veneau zgomote de cai ce se mișcau, de picioare ce nu stăteau locului, de dinți ronțăind fânul, dezângănit de lanțuri. În odaia grăjdarului, un mic bec electric răspândea o slabă lumină galbenă. Crooks ședea pe culcușul lui. Cămașa era scoasă din pantaloni la spate. Într-o mână ținea o sticlă cu ulei de frecție și cu cealaltă își freca șira spinării. La răstimpuri turna câteva picături din uleiul pentru frecție în palma trandafirie și băga mâna sub cămașă ca să reînceapă a se freca. Își contracta mușchii spatelui și se înfiora. Fără zgomot, Lenny apăru în pragul ușii deschise și rămase acolo privind înăuntru. Umerii lui lați aproape că umpleau cadrul ușii. O clipă Crooks nu-l văzu, dar când ridică ochii rămase țeapăn și fața i se posomorâ. Scoase mâna de sub cămașă. Lenny zâmbi neajutorat într-o tentativă de împrietenire. Crooks spuse tăios. N-ai niciun drept să intri în odaia mea. Asta e odaia mea. Nimeni n-are drept să intre aici, afară de mine. Lenny înghiți un nod din gât și șlăți zâmbetul care încerca să cucerească. Nu fac nica, spuse. Am venit și eu să-mi văz cățelul. Și am văzut lumina aprinsă, explică. Ei și, e dreptul meu să aprins lumina. Fă bine și pleacă din camera mea. Cum nu mă vor în dormitorul vostru, așa nu te vreau nici eu în odaia mea. Dar de ce nu te vor? Întrebă Lenny. Fiindcă-s negru. Ei joacă cărți acolo și eu nu pot să joc, fiindcă-s negru. Cicăput. Ei, dacă vrei să știi, și voi împuțiți mie, cu toți. Lenny își bălăbăni stingerit mâinile enorme. Nu știa ce să facă. Toți s-au dus la oraș, spuse. Slime și George și toată lumea. George a zis că eu să stau aceea și să nu fac prostii. Am văzut lumina dumitale aprinsă. Ei și, ce vrei? Nica, am văzut lumina aprinsă. Am zis că pot și eu să intru și să șez un pic. Crooks se uită la Lenny, apoi întinse mâna îndărât și luă din cui ochelarii, îi potrivi pe urechile lui trandafirii și iar se uită lung la Lenny. Dar eu tot nu înțeleg ce cătai în grajd, protestă. Nu ești cărăuș. Îi de încarcă sacii, n-au ce căuta în grajd. Nu ești cărăuș, n-ai nica de-a face cu cai. Cățelul, repetă Lenny, veni să văd cățelul. Bine, atunci du-te și vezi cățelul. Nu veni unde n-are nevoie de tine. Lenny își pierdu zâmbetul. Înainte un pas în odaie, apoi își aduse aminte și se dădu iar către ușă. Mă uitai nițel la ei, Slime, ci că n-am voie să-i mângâi prea mult, Crooks spuse. Păi mereu i-ai scos din culcușul lor. Mă și mir că maică-sa nu i-a dus în altă parte. A, ea nu-mi face nica, ea mă lasă. Lenny înaintase iar în odaie. Crooks se încruntă, dar surusul dezarmant al lui Lenny îl învinse. Hai, acu intră și șezi un pic, spuse. Dacă tot nu vrei să ieși și să mă lași în pace, barem intră și șezi. Glasul îi devenise puțin mai prietenos. Toți băieții s-au dus la oraș, ai? Toți afară de Moș Candy. Dânsușa de-n dormitor și-și ascute creionul și tot, îl ascute și socotește. Crooks își potrivi mai bine ochelarii. Socotește? Da, ce are de socotit, Candy? Lenny aproape strigă. Pentru iepuri. Ești signit, spuse Crooks. Ești scrântit rău. Care iepuri? Iepurii care o să-i avem noi și de îngrijit o să-i îngrijesc eu. O să le tai iarbă și o să le dau apă și de-al de astea. Ești scrântit, ce mai vorbă? Făcu Crooks. Bine face el de umblă cu tine că te ține deoparte să nu te vază nimeni. Lenny spuse calm. Nu-i minciună. O să o facem. O să ne luăm un locșor al nostru și o să trăim în belșug din rodul pământului. Crooks se instală ceva mai confortabil pe culcușul lui. Așa stă el în bie. Așa stă pe putinica de cuie. Lenny se ghemui și se așeză pe butoiaș. Nata zici că e minciună, făcu. Dar nu-i minciună. E adevărat tot ce spusei și n-ai decât să-l întrebi pe George. Crooks își plăpti bărbia neagră în palma trandafirie. Tu umbli după lucru cu George, așa-i? Firește, unde se duce el să lucreze, mă ia și pe mine. Crooks vorbi înainte. Și câteodată dânsul vorbește și tu habar n-ai despre ce dracu vorbește, așa-i? Se aplecă înainte, sfredelindu-l pe Lenny cu ochii lui adânci. Așa-i? Mhm. Câteodată. Vorbește și el așa și tu habar n-ai despre ce dracu-i vorba. Mhm. Câteodată, dar nu totdeauna. Crooks se aplecă înainte peste marginea culcușului. Eu nu sunt negru din sud, zise. Eu sunt născut aceea, în California. Bădacul meu avea o fermă de vreo 10 pogoane, creștea păsări. Puștii albilor veneau pe la noi să se joace și unii din ei erau băieți buni. Lui babacu nu-i plăcea. Eu n-am știut până hât târziu de ce nu-i plăcea. Da, cu știu. Șovăia și când vorbi iar, glasul îi se făcu mai blând.
Nu mai era altă familie de culoare la mile și mile împrejur. Și nici acum nu mai e alt om de culoare aici la ferma asta și doar o familie în Soledad. Râse, dacă spui eu ceva, cică, spuse și negru ăla așa, Leni întrebă. Cât zici mea ta că o să mai treacă până crezi destul că ții ăia ca să poți să-i mângâi? Crux râse iar. Cu tine poate să vorbească omul și să fie sigur că pe ureche ți intră și pe alta ți iese. Câteva săptămâni și o să fie că ții cum îți place ție. Știe George ce face. El vorbește și tu habar n-ai, nu înțelegi nimic. Se aplecă înainte foarte animat. Vorbește un negru acolo și încă un negru cu spinarea strâmbă. Așa că nu va să zică nimic, înțelegi? Tot nu ții minte ce a zis. Am văzut asta de câte și mai câte ori. Vorbește unul cu altul și puțin îi pasă dacă l-aude ori dacă pricepe ce spune. Ce contează e că stă de vorbă unul cu altul, orică șed așa amândoi chiar și fără să vorbească. Nici nu-i pasă de altceva. Se însuflețise între atâta încât începu a bate cu mâna în genunchi. George, vrea să-ți spui orice năzbuti. Nu va să zică nimic. Vorba e să vorbească. Să mai fie cu cineva. Asta e. Se opri. Glasul îi deveni blând și persuasiv. Să zicem că George n-ar mai veni înapoi. Să zicem că și-a luat tălpășița și uite nu mai vine. Ei, tu ce te faci atunci? Atenția lui Lenny pătrunse treptat la ceea ce auzise. Ce făcu? Am zis. Ce te faci dacă George s-a dus aseară la oraș și tu nu mai auzi niciodată de el? Crux parcă urmărea stăruitor o victorie personală. Închipuie-ți și tu că ar fi așa. Ce faci? Repetă. George nu face așa, strigă Lenny. Nu face una ca asta. Eu sunt cu George de mult. Vine înapoi aseară. Dar îndoiala era prea zdrobitoare pentru el. Nata, nu crezi că ar să vină? Fața lui Crux se lumină de plăcerea ce simțea în această torturare. Nu știe nimeni ce poate să facă un om, observă calm. Să zicem că vrea să vină și nu poate. Să zicem că l-a omorât, orică l-a rănit careva și că nu mai poate să vie. Lenny se lupta să înțeleagă. George nu face una ca asta, repetă. George bagă de seamă. Pe George nu-l rănește nimeni. Pe el nu l-a rănit nimeni niciodată, fiindcă el bagă de seamă. E, dar să zicem că n-ar veni înapoi, ce faci tu? Fața lui Lenny se zbârci de teamă. Nu știu. Ascultă, ce spui mea ta? Strigă. Nu e adevărat. Pe George nu l-a rănit. Crux îl sfredeli înainte. Să-ți spun eu ce s-ar întâmpla. Te-ar lua la balamuc, te-ar pune la coteț, ți-ar pune zgardă ca la câini. Dintr-o dată ochii lui Lenny se fixară asupra și luară o expresie de furie liniștită. Se ridică în picioare și se îndreptă amenințător către Crux. Cine l-a rănit pe George? Crux văzu primejdia care îl păștea, se dădu mai înapoi în culcușul său pentru a se feri. Ziceam și eu așa că dacă ar fi să fie, spuse. Dar nu l-a rănit nimeni pe George. E bine, sănătos, vine înapoi. Lenny sta aplecat asupra ei. De ce ceai că să fie așa? Să nu zică nimeni că George să fie rănit. Crux își scoase ochelarii și șterse ochii cu degetele. Hai, așa stă acolo, zispuse. George nu-i rănit. Lenny se întoarse mărăind la butoiașul de cuie. Să nu zică nimeni de George că-i rănit, bolborosi. Crux spuse cu blândețe. Poate că acum ai să înțelegi. Tu l-ai pe George. Tu știi bine că vine înapoi. Dar ea zic că n-ai pe nimeni. Ea zic că nu poți să te duci în dormitor și să joci rămi fiindcă ești negru. Cum ți-ar plăcea? Ea zic că ar trebui să stai aceea singur și să citești cărți. Firește, poți să zoci potcoave până se întunecă, dar după aia trebuie să citești cărți. Geaba citești cărți. Omul are nevoie de alții lângă el. Scânci. Omul se ticăloșește dacă n-are pe nimeni. Fie cum o fi, dar să fie cineva lângă tine. Îți spui eu, strigă. Îți spui eu, omul când e prea singur se îmbolnăvește. George are să se întoarcă, își repeta Lenny cu glas speriat încercând să se liniștească. Poate George să fi și întors. Mai bine m-aș duce să văz. Crux spuse, n-am vrut să te sperii. Ar să vie înapoi. Eu vorbeam de mine. Stă omul singur acilea toată noaptea. Poate citește cărți, ori se gândește, ori așa ceva. Când și când se pune pe gândit și n-are pe nimeni să-i spuie dacă e așa, ori e alt mintrelea. Poate că a văzut și el ceva, dar nu știe dacă e așa ori nu. N-ar la cine să se ducă să-l întrebe dacă vede și ăla tot la fel. N-are cum ști. N-are cum măsura. Uite, am văzut eu aceea niște lucruri. Beat nu eram. Nu știu dacă dormeam. Să fi fost cineva aici cu mine, ar fi putut să-mi spună dacă eram adormit. Și atunci ar fi bine. Dar așa nu știu. Privirea lui Crux rătăcea acum prin odaie, se îndrepta spre fereastră. Lenny spuse cu glas de jale. George n-ar să plece și să mă lase pe mine. Știu eu că George nu face așa. Grăjdarul continua visător. Ții minte când eram mic și stam acasă la ferma de păsăra tati. Aveam doi frați. Era mereu pe aproape, totdeauna erau pe lângă mine. Dormeam între aceeași odaie, chiar între același pat, toți trei. Aveam un petec cu căpșuni, aveam un petec cu luțărnă. Dam drumul la găini în luțărnă dimineața pe soare. Frații mei ședeau pe o stinghe de gard și se uitau după ele. Găini albe erau. Treptat interesul lui Lenny se trezea. George, ci că o să avem luțărnă pentru iepuri. Care iepuri? O să avem iepuri și un petec cu struguri. Ești țignit? Ba o să avem, întreabă-l pe George.
Ești țignit, repetă Crux disprețuitor. Am văzut sute de oameni trecând pe drum și pe la ferme cu legătura în spinare și tot cu năzbâtia asta idiotă în cap. Sute am văzut. Vine și pleacă și se duce prin alte părți. Și fiște care din ei clocește în capul lui că să aibă un petec de pământ. Și niciunul nu poate să-l aibă. E ca raiul. Toți vrea să aibă un petec de pământ. Am citit de când sunt aici o groază de cărți. N-ajunge nimeni în rai. Și n-ajunge nimeni să aibă pământ. E în capul lor. Vorbește într-una de asta, dar e numai în capul lor. Se opri și privi spre ușă. Caii se mișcau neastâmpărați și lanțurile lor zornăiau. Un cal necheză. Trebuie să fie cineva acolo, spuse Crux. Poate-i Slime. Slime vine câteodată și de 2-3 ori pe noapte. Slime e un adevărat cărăuș. Are grijă de atelajul lui. Se îndreptă cu o strâmbătură de durere și se duse către ușă. Neata, ești Slime, strigă. Răspunse vocea lui Candy. Slime s-a dus la oraș. Ascultă, îl văzuși pe Lenny. Ăla mare? L-ai văzut pe undeva? Ia cine untru, făcu Crux scurt. Se întoarse la patul lui și se culcă. Candy sta în prag, scărpinându-și ciotul mâinii și uitându-se orbește în odaia luminată. Nu încerca să intre. Să spui ceva, Lenny, făcu socoteala cu iepurii ăia, Crux spuse irascibil. Poți să intri dacă vrei. Candy părea încurcat. Știu și eu, sigur, dacă zici tu că să intru, hai intră. Dacă intră oricare, poți și tu să intri. Crux își ascundea cu greu plăcerea sub prefăcuta-i supărare. Candy intră, dar încă încurcat. Ai aceea un locșor bun și plăcut, îi spuse lui Crux. Bine trebuie să fie să ai o odăiță ca asta, numai a ta. Firește, făcu Crux. Și un morman de gunoi sub fereastră, firește, e grozav. Lenny irupse. Ai spus de iepurii ăia, Candy stare zemat de perete lângă gura de ham ruptă, scărpinându-și ciotul mâinii. Eu-s de mult acilea, spuse. Și Crux e și el de mult, dar e întâiași dată când văz camera lui, Crux spuse întunecat. Oamenii nu prea intră la un om de culoare în odaie. N-a fost nimeni acela decât Slime. Slime și șeful. Candy schimbă repede subiectul. Slime e un cărăuș cum nu se mai află. Lenny se aplecă spre rândașul cel bătrân. Spune de iepurii ăia, stărui. Candy surâse. A făcut socoteala. Putem să scoatem niște bani cu iepurii ăia dacă facem ce trebuie. Da, eu îi îngrijesc. Îl întrerupse Lenny. George a zis că eu o să-i îngrijesc. Mi-a promis. Crux interveni brutal. Geaba vă băgați în cap, prostii mea. Trâncăniți și voi așa într-una de-asta. Dar de avut nu să aveți pământul ăla, cât-i lumea. Tu o să rămâi să mături pacilea până o să te scoați într-o ladă cu picioarele înainte. La toți fie gândul la pământ. Candy își frecă supărat fața. Vezi tu? Să fiu afurisit dacă nu o facem. George zice că o facem. Avem și bani. Așa a făcut Crux. Și unde e George acum? La oraș, în vreo casă cu târfe. Acolo se duc banii voștri. Iisuse, de câte ori n-am văzut eu dal de astea? Prea și prea mulți am văzut cu pământ în cap, dar niciodată nu pune mâna pe el. Candy strigă. Firește că toți se gândesc la asta. Oricare vrea un petec de pământ al lui, nu mult, nu cine știe ce, dar să aibă și el ceva al lui. Un loc unde să poată să trăiască și de unde să nu-l poată da nimeni afară. Eu n-am avut niciodată. Eu am semănat grâne pentru mai toți din statul ăsta, dar nu fură grânele mele. Și când am muncit la adunatul recoltelor, niciuna n-a fost recolta mea. Dar acum o facem noi pe asta. Greșești dacă crezi că nu o facem. George n-are bani la el, acolo în oraș. Banii e în bancă. Eu și cu Lenny și cu George. O să avem o odaie a noastră. O să avem un câine și iepuri de casă și găini. O să avem porumb verde și poate că și o vacă, ori o capră. Se opri copleșit de acest tablou. Crux întinse brațul îndărăt și își exploră cu mâna șira spinării. N-am văzut niciodată pe nimeni să o scoată la capăt. Am văzut pe unii nebuni după pământ, dar mereu se nimerea câte o casă cu târfe, oricât un joc de cărți, să le ia banii care îi strânsese. Șovăi, dacă voi băieți ați avea nevoie de o mână de lucru la voi acolo, fără plată, numai întreținerea, eu aș veni să vă ajut, de ce nu? Nu sunt chiar așa schilod ca să nu pot munci în draci dacă vreau. L-ați văzut pe Carly vreunul din voi, băieți? Întoarseră repede capetele spre ușă. Nevasta lui Carly sta acolo și se uita. Fața era fardată gros, buzele îi erau ușor întredeschise, gâfâia de parcă ar fi alergat. Carly n-a fost pe acela, spuse Candy, acru. Ea tot mai sta în prag zâmbindu-le ușor, frecându-și unghiile unei mâini cu degetul mare și cu cel arătător de la mâna cealaltă. Ochii ei se plimbară de la o față la cealaltă. I-a lăsat acasă păi slăbănogi, spuse în cele din urmă. Credeți că nu știu unde s-au dus toți? Lenny sta și o urmărea fascinat, dar Candy și Crux își împlântaseră privirea încruntată în pământ ca să-i ocolească ochii. Candy spuse, atunci dacă știi, de ce vii să ne întrebi pe noi unde-i Carly? Ea îi privi amuzată. Caragius lucru mai ieșos, a zise. Când dau peste vreun bărbat și e singur, mă înțeleg foarte bine cu el. Dar de cum sunteți câte doi, gata, nu mai vreți să stați de vorbă cu mine, parcă sunteți turbați. Își lăsă unghiile și puse mâinile în șolduri. Vie frică la toți, unul de altul, asta-i. Fiecăruia e frică să nu spui ăilalți ceva de el. După o tăcere, Crux zise, mai bine acu te-ai duce acasă la nata.
No, acelea nu ne trebuie belele. Dar eu nu fac nicio belea. Ce, credeți că nu mi-o plăcea și mie să mai stau de vorbă cu câte cineva aici și acolo? Credeți că mi-o plăcea să tot zac în casa aia mereu? Candy își puse ciotul mâinii drepte pe genunchi și îl frecă ușurel cu cealaltă mână. Spuse mustrător: ai bărbat. N-ai de ce să tot dai târcoale la alții și să-i faci să dea de belele. Fata se înfurie. Firește că am bărbat. Și ce mai bărbat? L-ați văzut cu toții, nu? Toată ziulica nu face altceva decât să tot spuie ce să le facă la ei, de nu-i pe plac și nimeni nu e pe plac. Ce credeți, că o să stau mereu în casa aia de 2 metri pe 4 și să tot ascult cum atacă calii cu stânga și apoi vine și îl pocnește cu grozava aia de lovitura lui cu dreapta? Un, doi, cică, atât ai trebuie, un, doi și la pământ. Se opri și, luminându-i se fața, întrebă cu o expresie de curiozitate. Ia zice, ce-a fost cu mâna lui Cali? Urmă o tăcere stânjenită. Candy strecură o privire furișă către Lenny, apoi tuși. Păi, Cali și-a prins mâna într-o mașină cu Ana. I-a strivit-o. Ea îl scrută o clipă, apoi râse. Gogoș, ce-mi vinzi mie? Cali s-a apucat de ceva care n-a putut isprăvi, prins într-o mașină. Gogoș! Ei, dai vorba că nu mai pocnește pe nimeni cu grozavul lui de un doi, de când s-a ales cu mâna strivită. Cine i-a strivit-o? Candy repetă posomorât. Și-a prins-o într-o mașină. Bine, bine, făcu ea cu dispreț. N-aveți decât să-i țineți partea, mie ce-mi pasă. Voi ăștia cu boccea în spinare vă credeți grozavi. Dar ce gândiți voi, că eu sunt o puștoică acolo? Dacă vreți să știți, eu puteam să fi jucat pe scenă. Și nu odată. Și un tip mi-a spus într-un rând că poate să mă bage și în filme. De indignare își pierduse suflul. Poftim, sâmbătă seara. Toată lumea e dusă și face câte ceva, toată lumea. Și eu ce fac? Stai aici de vorbă cu un cârt de bagabonți, un negru și un țignit și un prăpădit de cioban și... Mai îmi și place, fiindcă altcineva nu-i. Lenny o urmărea din ochi, cu gura pe jumătate deschisă. Crux se retrăsese în teribila demnitate ocrotitoare a negrilor. Dar cu Moș Candy se produse o schimbare. El se sculă brusc în picioare și dădu peste cap butoiașul de cuie pe care șezuse. M-am săturat, spuse mânios. N-ai ce căta aceea. Noi ți-am spus că n-ai ce căta și îți mai spui că te pripești să-ți dai cu părerea în ce ne privește. N-ai destulă minte în căpățânica aia de pui de găină ca să-ți dai seama că noi nu suntem bagabonți. Să zicem că pui să ne dea afară. Să zicem. Gândești că o să batem drumurile ca să găsim alt pârlit de loc de 2 bani ca ăsta? Nata, să știi că noi avem ferma noastră unde ne putem duce și casa noastră. Nu suntem siliți să stăm acilea. Noi avem casă și păsări și pom roditori și o fermă de 100 de ori mai frumoasă ca asta. Și avem prieteni, da, avem. O fi fost o vreme când era frică să nu ne dea afară, dar acum nu ne mai e. Avem pământul nostru, da, al nostru și putem să ne ducem acolo. Nevasta lui Cali îi râse în nas. Gogoș, spuse. Am văzut eu destui de-al de voi. Să aveți voi doi biștari, păi ați fi acolo la oraș și v-ați lua două rânduri de la chiu și ați suge fundul păhărelului, vă știu eu. Fața lui Candy se încingea din ce în ce, dar încă mai înainte ca dânsa să-și fi sfârșit vorbele, el izbutise a se înfrâna. Era stăpân pe situație. Oi fi știind eu, spuse blând, n-ar fi mai bine nata să o ștergi și să bați mingea în altă parte? Noi nu avem ce vorbi cu nata. Noi știm ce avem și puțin ne pasă dacă știi și nata ori nu. Așa că îi face mai bine să o ștergi, fiindcă, mai știi, Lucali te pomenești că nu i-o plăcea să-și vază nevasta în graj cu noi ăștia bagabonții cu boccea în spinare. Ea se uită de la o față la alta și-i văzu pe toți ostili. Cel mai lung se uită la Lenny până ce el își plecă ochii fustăcit. Deodată ea întrebă. Dar din ce te-ai ales cu vânătăile alea pe obraz? Lenny ridică o privire vinovată. Cine, eu? Tu! Lenny se uită după ajutor spre Candy și apoi își coborâ iar privirea în poală. Și-a prins mâna într-o mașină, zise. Nevasta lui Cali izbucni în râs. Bine, mașina ai? Vorbesc eu cu tine mai târziu. Mie îmi place mașinile. Candy interveni. Să-l lași în pace pe băiatul ăsta. Să nu care cumva să te legi de el. O să-i spui lui George ce ai zis. George n-a sărat de să te legi de Lenny. Dar cine-i George? Întrebă ea. Ăla micul cu care ai venit? Lenny zâmbi fericit. El e, spuse. El e ăla. Și o să mă lase să văz de iepuri. Păi dacă atâta lucruri vrei tu, pot și eu să fac rost de niște iepuri. Crux se sculă de pe pat și se îndreptă să o înfrunte. Ajunge, spuse rece. N-ai niciun drept să vii în odaia unui negru și nici n-ai niciun drept să te fâțui pe acii. Acum să faci bine să pleci și cât mai repede, că de nu, îi spui lui șeful să nu te mai lase să intri în graj niciodată. Ea se întoarse spre el disprețuitoare. Ia ascultă, cioroiule. Tu știi ce pot eu să-ți fac dacă nu-ți ții flanca? Crux se holbă la ea deznădăjduit, apoi se așeză pe patul lui și se retrase în sine. Ea se apropie încolțindu-l. Știi ce pot să fac dacă vreau? Crux parcă se făcea mai mic, se strânse lângă perete. Da, coană. Ei, atunci stai la locul tău, cioroiule. Dacă vreau, pot să pui să te spânzi vreo de o cracă. Și așa de lesne că n-ar fi nicio scofală, nici n-aș avea de ce să mă bucur. Crux se redusese la nimic.
nu mai avea nici personalitate, nici eu, nimic care să placă sau să displacă. Spuse da cu Ana și vocea îi era lipsită de orice nuanță. O clipă ea stătuia plecată deasupra-i, de parcă ar fi așteptat ca el să se miște pentru a-l plesni iar cu biciul. Dar Crux ședea neclintit, cu ochii în lături, cu tot ce ar fi putut fi lovit retras în sine. În cele din urmă ea se îndreptă spre ceilalți doi. Moș Candy nu-și putea lua ochii de la dânsa. Dacă faci una ca asta, noi o să spunem, zise în cele din urmă liniștit, o să spunem că ai ticluit-o împotriva lui Crux. Spuneți și duceți-vă dracului, strigă ea. N-a stat nimeni să vă asculte, știți foarte bine, nimeni n-ar sta să vă asculte. Candy recunoscu, nu, n-ar sta nimeni să ne asculte. Lenny scânci. Ah, să fie George aceea, să fie George aceea, Candy trecu către dânsul. N-ai nicio grijă, spuse. Adinaori i-am auzit pe băieți venind înapoi. Mă prind că George o fi ajuns deja în dormitor. Se întoarse către nevasta lui Cali. Acum ai face bine să te duci acasă, spuse liniștit. Dacă pleci acușica, nu să-i spunem lui Cali că ai fost acilea. Ea îl măsură cu răceală. Nu prea crezi că ai auzit nimic. De, dacă nu ești sigură, mai bine ai face să fii cu minte, să nu pățești cumva. Ea se îndreptă spre Lenny. Îmi pare bine că l-ai pocnit nițel pe Cali. De mult și-o caută cu lumânarea. Câteodată îmi vine și mie să-l pocnesc. Se strecură pe ușă dispărând în întunericul grajdului. Și cât trecu prin graj, se auziră lanțurile hamurilor zornăind, câțiva cai sfărăiră și alții tropăiră din copite. Crux păru să iasă cu încetul din straturile apărătoare în care se înfășurase. Era adevărat ce spusești că se întoarseră băieții? Întrebă firește, îi auzi. Da, eu n-am auzit nimica. A zângănit poarta, spuse Candy. Apoi continuă. Doamne Iisuse, știe să umble tiptil nevasta asta lui Cali. Zic că s-a învățat de când tot încearcă. Crux evită acum subiectul. Poate că ar fi mai bine, măi băieți, să plecați acum, a zise. Nu știu dacă mai am chef să mai stați pe aici. Un om de culoare trebuie să aibă și el niște drepturi, chiar dacă nu-s pe placul lui, Candy spuse. Cățeala aia nu trebuia să fi vorbit așa cu tine. N-are nimica, făcu posumărât Crux. Unde ați venit voi aceea și ați șezut cu mine, uitasem. E așa cum spune dânsa. Se auzi sfărăit de cai în grajd și zornăitul lanțurilor și un glas chemă. Lenny! Ei, Lenny, ești în grajd? E George, strigă Lenny. Și răspunse. Acilea-s George, acilea. O clipă mai târziu, George apăru în cadrul ușii, aruncând în jurul o privire dezaprobatoare. Ce cauți în odaia lui Crux? N-avei ce căta aici. Crux, dă-te din cap. Așa mi-am zis și eu, dar ei tot a intrat. Și tu de ce nu-i dăduși afară? Că nu prea am venit, spuse Crux. Lenny e băiat bun. Acum se agită Candy. Ascultă, George. Am tot socotit. Am dibuit eu că chiar și cu iepurii ăia putem să facem niște bani. George se întunecă. Parcă spusei ca să nu vorbești cu nimeni de treaba asta. Candy zise abătut. Nu vorbi cu nimeni decât numai cu Crux, George spuse. Ei, ia plecați voi de aceea, măi băieți. Doamne, niciun minut nu poți să lipsesc. Candy și Lenny se ridicară și se îndreptară spre ușă. Crux chema. Candy, ha, mai ții minte ce spusei? De săpat și de ajutat la orice? Făcu Candy, ții minte. Păi, uite ce-ți spusei. Nu era serios. Glumeam și eu. Nu mi-ar plăcea să mă duc să stau într-un loc ca ăla. De, foarte bine, cum zici tu, noapte bună. Cei trei bărbați ieșiră pe ușă. Cât trecură prin graj, se auziră caii sfărăind și lanțurile zângănind. De pe patul unde ședea, Crux se uită câteva clipe la ușă, apoi întinse mâna după sticla cu ulei de frecție. Își scoase cămașa din pantaloni, la spate turnă câteva picături de ulei în palma-i trandafirie și, întinzând mâna înapoi, se apucă agale să-și frece spinarea. Capitolul 5. La un capăt al grajdului se ridica o claie mare de fân proaspăt și deasupra clăii atârna de scripetele său furca cu patru coarne. Fânul se lăsa ca un povârniș de munte până în celălalt capăt al grajdului, unde se mai găsea un loc neted încă neumplut cu noua recoltă. Pe de lături se vedeau ieslele și printre stinghii se zăreau capetele cailor. Era duminică după masă. Caii la odihnă ciupeau din smocurile de fân rămase și tropăiau pe loc din copite și mușcau lemnul ieslelor și zornăiau din lanțurile cu care erau legați. Soarele de după amiază strecura fâșii prin crăpăturile pereților grajdului și așternea dâre luminoase prin fân. În aer stăruia băzuitul muștelor, susurul leneș al după amiezii. De afară veneau plinchete de potcoave ce izbeau ținta și strigăte de încurajare sau de ironie ale oamenilor adunați la joc. În grajd însă era liniște și zumzet molcom și căldură. Nu mai era nimeni în grajd decât Lenny. Și Lenny ședea în fân, alături de o ladă de ambalaj așezată sub o iesle, la capătul grajdului care nu era încă umplut cu fân. Lenny ședea în fân și se uita la un cățeluș mort ce zăcea în fața lui. Se uită la el timp îndelungat și apoi întinse mâna lui enormă și îl netezi peste tot trupul. Și Lenny vorbea încetişor cățelușului. De ce ai murit? Nu ești mic ca șoarecii. Eu nu te-am lovit așa tare. Ridică în sus capul cățelușului, îi cercetă chipul și îi spuse.
Acum, George, nu o să mă mai lase să îngrijesc iepurii dacă vede că tu ai murit. Scobi în fân o mică adâncitură, așeză în ea cățelușul și l-a acoperit bine cu fân să nu se mai vadă. Dar continuă să se uite țintă la mobilița ce-o făcuse. N-am făcut rău chiar așa mare, zise, ca să mă duc să mă ascunz în hățiș. Aș, nu, n-am făcut chiar așa rău. O să-i spui lui George că l-am găsit mort. Dezgropă cățelușul și le examină amănunțit, apoi își trecu mâna peste trupul lui, de la urechi până la coadă. Urmă să vorbească mâhnit. Dar el o să știe. George, totdeauna știe. Ar să zică, tu ai făcut asta, nu încerca să mă minți. Și ar să zică, acu uite, pentru că făcuși asta, n-ai să mai îngrijești deloc iepurii. Dintr-o dată îi se stârni mânia. Afurisitule, strigă. De ce trebuia să mori? Tu nu ești mic ca șoareci. Culese de pe jos cățelușul și îl zvârli cât colo. Îi întoarse spatele. Șezu încovoiat peste genunchi șoptind. Acu n-o să mai îngrijesc iepurii. Acum nu o să mă mai lase. Se legăna încolo și încoace copleșit de mâhnire. De afară se auzi un clinchet de potcoavă izbind jalonul de fier și apoi oarecare zarvă de glasuri. Leni se sculă și aduse înapoi cățelușul mort, îl puse în fân și se așeză lângă el. Îl mângâie iar. Nu fusești destul de mare, îi zise. Mereu mi-a spus, toți, că ești încă prea mic. Dar eu n-am știut că poți să mori așa lesne. Își trecea degetele peste urechea moale a cățelușului. Poate că George n-ar să se supere, zise. Că lui George nu-i păsa de afurisitul ăsta de cățeluș. Dinspre capătul ultimului stănog se apropie nevasta lui Cali. Pășea foarte ușurel și Leni nu o văzu. Purta rochea ei de bumbac viu colorată și papucii cu pompoane din fulgi roșii de struț. Fața era fardată și zulufii atârnau la locurile lor ca niște cârnăciori. Fu chiar lângă dânsul mai înainte ca Leni să ridice ochii și să o vadă. Cuprins de panică, el aruncă un pumn de fân peste cățel. Se uită posomorât în sus la dânsa. I-a zise, ce acolo, micule? Leni îi aruncă o privire severă. George spune că n-am voie să am nica de-a face cu mneata, să nu vorbesc cu mneata și pace. I-a râs. George îți comandă ce să faci și ce să nu faci în toate alea? Leni își coborâ privirea în fân. Ce, că nu am voie să îngrijesc chepurii dacă stau de vorbă cu mneata sau nica? I-a spuse calm. E frică să nu se înfurie Cali. Ei, da, Cali poartă acum mâna dreaptă legată de gât. Și dacă Cali se înfurie, poți să-i fărâm și mâna aialaltă. Crezi că m-ai dus tu pe mine când mi-ai spus că și-a prins-o într-o mașină? Dar Leni nu se lăsă atras. Nu, domnule, n-am voie să vorbesc cu mneata și pace. Ea se lăsă în genunchi lângă dânsul în fân. Ascultă, spuse. Toți băieții sunt la o întrecere de potcoave. E de-abia 4 ceasuri. Nici unul din ei n-ar să plece de la întrecerea aia. De ce să nu stau de vorbă cu tine? Niciodată n-apuc să stau de vorbă cu nimeni. Mi-e urât de nu mai pot. Leni zise, bine, dar eu nu trebuie să vorbesc cu mneata și pace. Mi-e urât, spuse ea. Tu poți să vorbești cu lumea, dar eu nu pot să vorbesc decât numai cu Cali. Alminte se înfurie. Ție cum ți-ar plăcea să nu vorbești cu nimeni? Leni spuse, bine, dar eu nu trebuie. Lu George e frică să nu dau de bocluc. Ea schimbă subiectul. Ce ți-a acoperit acolo? Atunci lui Leni îi se întoarse toată mâhnirea. O, e cățelul meu, spuse trist. Cățelușul meu. Și degetele lui măturară deoparte fânul ce-l acoperea. Păi e mort, strigă ea. Era așa mic, spuse Leni. Mă jucam și eu cu el și el se făcea că vrea să mă muște și eu mă făceam că vreau să-l pocnesc și l-am pocnit. Și el a rămas mort. Ea îl consolă. Ei, nu te necăji, o javră acolo, găsești tu lesne alta. Tot ținutul-i plin de javre de-astea. Dar nu-i numai asta, explică Leni cu jale. George, acum n-are să mă mai lase să văz de iepuri. Dar de ce? Păi a zis că dacă mai fac iar rele, n-ar să mă mai lase să văz de iepuri. Ea veni mai aproape de el și îi vorbi mângâios. Să nu-ți fie frică să vorbești cu mine. Ia-uzi cum zbiară ăia afară. Au pus prin soare $4 la întrecerea aia. Nu pleacă niciunul de acolo până nu se isprăvește. Dacă mă vede George că vorbesc cu mea ta, ar să mă ocolească rău, spuse Leni prevăzător. Așa mi-a spus. Pe fața ei se oglindi mânia. Dar ce-i cu mine? Strigă. Dar ce, eu n-am dreptul să vorbesc cu nimeni? Ce crede ei că sunt eu? Dar ce? Tu ești un băiat de treabă. De ce să nu pot să vorbesc cu tine? Doar nu-ți fac niciun rău. George spune că o să ne bagi în bocluc. Aiurea făcu ea. Dar ce rău îți fac eu? Nu se gândește nimeni dintre dânsii cum trăiesc eu acelea. Ce le pasă lor? Ascultă ce-ți spui. Eu nu sunt învățată să trăiesc așa. Eu puteam să fiu cineva. Adăugă sumbru. Și nu se știe dacă nu o să fiu odată și odată. Și apoi vorbele ei năvăliră într-o pătimașă sete de comunicare, de parcă s-ar fi temut că cel ce o ascultă i-ar fi putut fi smuls. Eu am stat chiar aici în Salinas, povesti. Venisem acolo de copil. Ei și într-un rând a trecut pe acolo o trupă de teatru și am făcut cunoștință cu unul din actori. El a zis că aș putea să merg și eu cu trupa lor. Dar bătrâna mea n-a vrut să mă lase. Cea că nu se poate, fiindcă aveam numai 15 ani. Dar ăla zicea că se poate. Să mă fi dus, nu trăiam acum așa cum mă vezi, poți să-ți închipui.
Lenny își trecea mâna încoace și încolo peste trupul cățelușului mort. O să avem un locșor al nostru. Și iepuri, explică. Ea își urma repede povestea ca să nu mai fie întreruptă. Altădată am făcut cunoștință cu un tip care lucra la filme. Am fost cu el la Riverside Danes Palace. Ăla zicea că o să mă pună să joc în filme. Zicea că-s născută să fiu actriță. De cum se întorcea la Hollywood, a zis că ar să-mi scrie. Se uită îndeaproape la Lenny ca să vadă dacă-l impresionase. N-am primit niciodată scrisoarea aia, spuse. Am știut totdeauna că mi-o ștepelise bătrâna mea. Ei, cum era să rămâi într-un loc de unde nu puteam să plec nicăieri ori să ajung cineva și unde-ți mai fură și scrisorile? Și am și întrebat-o dacă mi-o ștepelise dânsa și dânsa a zis că nu. Și atunci m-am măritat cu Cali. L-am cunoscut tot în seara aia, la salonul de dans de pe malul râului. Mă asculți? Întrebă. Eu? Sigur. Uite, asta n-am mai spus-o la nimeni până acum. Poate nici n-ar trebui să spui. Mie nu-mi place Cali. Nu e băiat bun. Și cum îi făcuse confidențe, se dete mai aproape de Lenny șezând lângă el. Puteam să joc în filme și să fi avut rochii frumoase, care le poartă alea. Și puteam să fi stat în hotelurile ale mari și să mă fotografieze. Și când se dă premierele alea, puteam să fi mers și eu și puteam să vorbesc și la radio. Nu mă costa niciun ban pentru că aș fi fost și eu în film. Și toate rochile alea frumoase care le-aș fi purtat, cum le poartă alea în filme, fiindcă tipul ăla a spus că eu sunt născută să fiu actriță. Ridică ochii către Lenny și făcu un mic gest grandios cu brațul și cu mâna ca să arate că știe să joace. Degetele urmau încheietura mâinii care luase conducerea cu degetul mic, grandilocvent, separat de celelalte. Lenny oftă adânc. De afară răzbiu un zângănit de potcoavă pe metal și apoi un cor de aclamații. A băgat unul potcoava pe țăruș, spuse nevasta lui Cali. Acum lumina se înălța pe când soarele cobora spre asfințit și fâșiile luminoase urcau pe perete și cădeau pe iesle și pe capetele cailor. Lenny zise, poate că dacă aș duce cățelușul ăsta afară și l-aș lepăda undeva, George n-ar mai ști niciodată și atunci n-ar mai fi niciun necaz cu îngrijitul iepurilor. Nevasta lui Cali spuse mânioasă, tu la altceva decât la iepuri nu poți să te gândești? O să avem un locșor al nostru, explică Lenny răbdător. O să avem o casă și o grădină și un petic cu luțernă și luțerna aia ar să fie pentru iepuri. Și eu iau un sac și îl umplu bine cu luțernă și formă duc la iepuri. Dar de ce te dai așa în vânt după iepuri? Întrebă ea. Lenny trebuie să se gândească cu grijă până să poată ajunge la o concluzie. Se apropie prudent de dânsa până aproape să o atingă. Îmi place să mângâi lucruri frumoase. Odată la un bâlci am văzut iepuri din aia cu păr lung. Te crezi că erau frumoși. Câteodată mângâi și șoareci, dar numai când nu găsești ceva mai bun. Nevasta lui Cali se trase nițel mai departe de el. Cred că ești scrântit, spuse. Danus, explică Lenny cu gravitate. George zice că nu-s. Îmi place să mângâi cu degetele lucrurile frumoase. Și moi, ia se liniști întrucâtva. Ei, păi cui nu-i place? Mie îmi place să ating mătasa și catifeaua. Ție-ți place să atingi catifeaua? Lenny chicoti de plăcere. Te crezi zău? Strigă fericit. Și-am avut și eu. Mi-a dat-o o cocoană. Și cocoana aia era tușa mea Clara. Mi-a dat-o mie, uite, o bucată atâta de mare. Ce bine ar fi să o am acum aceea. O întunecare îi se lăsă pe față. Am pierdut-o, făcu. N-am mai văzut-o de mult. Nevasta lui Cali râse de el. Ești scântit, spuse. Dar ești drăguț în felul tău. Parcă ai fi un copil mare. Dar poate să te înțeleagă omul cam ce vrei să zici. Câteodată și eu, când mă pieptăn, stau și-mi netezez părul cu mâna și îmi place că e așa moale și frumos, fiindcă îl periez mult, da, e frumos. Ia pune mâna, uite aici. Îi luăm mâna și o așeză pe cap. Uite, pipăie pacii să vezi ce moale e. Degetele enorme ale lui Lenny se apucară să-i pipăie părul. Vezi să nu mă ciufulești, zise ea. Lenny făcu. O, ce bun e! Și îl mângâie mai apăsat. O, ce bun! Bagă de seamă că îmi strici pieptănatura, apoi strigă supărată. Acu îi sprevește că mi-l strici de tot. Își smuci capul la o parte, dar degetele lui Lenny se împlăștară în părul ei și îl ținură. Dă-i drumul, strigă ea. N-auzi să-i dai drumul? Lenny intrase în panică. Fața îi era crispată. Atunci ea țipă și mâna cealaltă a lui Lenny i se puse pe gură și pe nas. Te rog, nu fă asta, se ruga el. O, te rog, nu țipa. George o să fie supărat foc. Ea se lupta cu violență sub mâinile lui. Dădea într-una din picioare, în fân, și se zvârcolea ca să scape. Și de sub mâna lui Lenny răzbiu un țipăt înnăbușit. Lenny începu să strige de spaimă. O, te rog, nu mai fă așa, o implora. George ar să spună că iar am făcut ceva rău. N-ar să mă mai lase să văz de iepuri. Își mișcă nițel mâna și în clipa aceea se auzi iar strigătul ei răgușit. Atunci Lenny se supără. Ascultă, nu mai fă așa. Nu vreau ca să zbieri. O să mă bagi în bocluc, cum a spus George, ca să fie. Să nu mai faci așa. Iar dânsa continua să se lupte și ochii erau nebuni de groază. Atunci el o scutură și se mânie pe ea. Nu mai tot zbiera, îi spuse și o scutură. Și trupul ei căzu greu la pământ
ca un pește după ce a încetat să se zbată și apoi nu mai mișcă. Lenny îi frânsese gâtul. El o privi și cu grijă își luă mâna de pe gura ei, iar ea rămase neclintită. Nu vreau să-ți fac niciun rău, zise, dar dacă țipi, George are să se înfurie. Când ea nu răspunse și nici nu se mișcă, el se aplecă foarte aproape asupra ei. Îi ridică un braț și îl lăsă să cadă. O clipă păru uluit, apoi șopti înspăimântat. Făcui ceva rău, iar făcui ceva rău. Îngrămădi fân peste ea până ce o acoperi în parte. De dincolo de grajd se auziră strigătele bărbaților și un repetat zângănit de potcoave pe metal. Pentru prima oară Lenny deveni conștient de lumea de afară. Se chirci în fân și ciulă urechea. Am făcut ceva rău de adevărat, spuse. Nu trebuia să fi făcut asta. George ar să fie foarte supărat. Și el a zis să te ascunzi în hățiș până viu eu. Așa a zis. Lenny se duse înapoi și se uită la tânăra femeie moartă. Cățelușul zăcea în apropierea ei. Lenny îl culese de pe jos. O să-l arunc, zise. E destul de rău și așa. Vârâ cățelușul sub haină și apoi se târâ până la peretele grajdului și se uită printre crăpături spre jocul de potcoave. Apoi se târâ prin prejurul ultimei iesle și dispăru. Durele de soare se înălțaseră acum sus pe perete și în grajd domnea o lumină din ce în ce mai blândă. Nevasta lui Cali zăcea pe spate pe jumătate acoperită cu fân. În grajd era mare liniște și peste toată ferma pogăruse liniștea după amiezi. Chiar și zângănitul potfoavelor azvârlite, chiar și glasurile jucătorilor, parcă se domoleau. Aerul din grajd se cufunda în penumbră mai repede decât lumina de zi de afară. Un porumbel intră în zbor prin canatul ușii deschis pentru fân, dădu roată încăperii și-și luă iar zborul. De după ultimul stănoc se ivi o cățea ciobănească slabă și lungă, cu țâțele atârnând grele. La jumătatea drumului, înspre lada de ambalaj unde erau puii, adulmecă mirosul femeii moarte și se zbârli părul de-a lungul șirei spinării. Scânci, apoi se târâ cu burta la pământ până la ladă și sări înăuntru printre puii ei. Nevasta lui Cali zăcea pe jumătate acoperită de fânul galben. Și josnicia și visurile ce le urzise și nemulțumirea și setea de a stârni atenție pierisără cu toatele de pe fața ei. Era tare drăguță și simplă și chipul era gingaș și tânăr. Obrajii fardați și buzele vopsite cu roșu o făceau să pară vie, dormind ușor. Zulufii, ca niște cârnăciori delicați, erau răspândiți în fân, în dărătul capului ei și buzele îi erau întredeschise. Cum se întâmplă uneori, clipa se statornici, pluti și zăbovi mult dincolo de durata unei clipe, și orice sunet încetă și orice mișcare încetă cu mult dincolo de durata unei clipe. Apoi, treptat, timpul se trezi iar și se târâ leneș înainte. Caii tropăiră de cealaltă parte a ieslelor și lanțurile zornăiră. Afară, glasurile bărbaților se făcură mai puternice și mai limpezi. De după ultimul stănog se auzi glasul lui Moș Candy. Lenny, striga el. Mă, Lenny, aici ești? Am mai făcut niște socoteli. Hai să spui ce mai putem face, Lenny. Moș Candy a apărut din tărătul ultimului stănog. Hai, mă, Lenny, strigă iar. Apoi tăcu și rămase locul lui țeapăn. Își frecă ciotul neted al mâinii de țepi al din obraj. Nu știam că ești aici, îi spuse nevestei lui Cali. Când dânsa nu-i răspunse, el păși mai aproape. Nu faci bine că dormi aceea, îi spuse dojenitor. Apoi se aplecă asupra ei. O, Iisuse Hristoase! Privi în jurul ei descumpănit și își frecă barba, apoi sări în sus și se năpusti afară din grajd. Dar grajdul acum se însuflețise. Caii tropăiau și sfărăiau, își mestecau paiele culcușului și zornăiau din lanțuri. Într-o clipă, Candy fu înapoi însoțit de George. George spuse, ce aveai cu mine? Candy arătă spre nevasta lui Cali. George rămase cu privirea pironită acolo. Păși mai aproape și apoi, ca un ecou, repetă cuvintele lui Candy. O, Iisuse Hristoase! Se lăsă în genunchi lângă dânsa. Puse mâna pe inima ei și când în cele din urmă se ridică încet și țeapăn, fața lui era dură și de nepătruns ca lemnul și privirea îi era aspră. Candy spuse, dar cine o fi făcut asta? George îl privi cu răceală. Nu-ți dă-n gând? Întrebă. Și Candy tăcu. Trebuia să-mi dea prin minte, spuse George fără de nădejde. Cred că undeva, în adâncul minții, știam. Candy întrebă, acu ce facem, George? Ce facem? Lui George îi trebuie mult timp până să răspundă. Crezi că trebuie să le spunem băieților? Crezi că trebuie să-l găsim și să-l închidem? Nu putem să-l lăsăm să fugă. Păi ar muri de foame, bietul nerod. Și încercă să se liniștească. Tatăl îl închide și-or fi bun cu el. Dar Candy spuse cu ațățare. Trebuie să-l lăsăm să scape. Tu nu-l știi pe Cali. Cali o să vrea să fie linșat. Cali nu o să se lase până nu-l vede mort. George rămase cu ochii la buzele lui Candy. Mhm, spuse în cele din urmă. Ai dreptate. Cali așa ar să facă. Și ei lați la fel. Și se uită îndărât la nevasta lui Cali. Acum Candy își rosti teama lui de căpetenie. Noi amândoi tot putem să luăm locul ăla, nu-i așa, George? Noi amândoi
putem să ne ducem acolo și să trăim omenește, nu, George? Nu?" Mai înainte ca George să răspundă, Candy lăsă capul în jos și se uită în fân. "Știa," George spuse cu blândețe. "Eu cred că am știut dintr-un început. Cred că am știut că nu facem noi niciodată. Dar lui atât ai plăcea să auză povestea asta, până ce începusem și eu să cred că o facem. Va să zică nicio nădejde. A căzut în baltă," întrebă Candy posomorât. George nu-i răspunse la întrebare. Zise, "O să muncesc să-mi împlinesc luna și o să-mi iau ei 50 de dolari și o să stau toată noaptea în vreun prăpădit de bordel. Ori o să șez în vreo cârciumă până pleacă toată lumea. Și după aia iar mă întorc să lucrez o lună și iar am 50 de dolari," Candy spuse. "Și ce băiat bun e, n-aș fi gândit să facă una ca asta." George iarăși țintui privirea asupra nevestei lui Cali. "Lenny n-a făcut-o din răutate," spuse. "Mereu face la rele, dar niciodată din răutate." Își îndreptă spinarea și privi iar spre Candy. "Acum ascult aici, trebuie să le spunem băieților. Crezi că or să-l aduc aceea, n-avem încotro. Altceva n-avem ce face. Poate că n-or să-i facă niciun rău," adăugă tăios. "N-o să-i lasă să facă niciun rău lui Lenny. Acum ascult aici. Băieții ar putea să creadă că am și eu vreun amestec. Eu mă duc în dormitor. După aia, cam într-un minut, nata intri și le spui băieților că ai găsit-o moartă și eu o să viu cu oilalți împreună și o să mă fac că n-am văzut-o până atunci. Vrei să faci așa, ca să nu creadă băieții că am vreun amestec?" Candy zise, "Sigur, George, sigur că așa o faci." "Bine, lasă-mi timp vreo două minute și apoi vii fuga dintre acilea și spui cum că ai găsit-o atunci. Eu mă duc." George întoarse spatele și plecă repede. Cât străbătu grajdul, moș Candy îl urmări cu privirea. Apoi se uită îndărât neajutorat spre nevasta lui Cali și treptat durerea și mânia lui crescură până prinseră glas. "Haimana afurisită," spuse cu răutate. "O făcu și ai? Zic că ți-e părea bine. Toți a știut că până la urmă o să ne bagi în bocluc și că o să strici tot. N-ai fost bună de nimic. Cum nu ești bună de nimic nici acum, putoare păcătoasă." Își trase lacrimile pe nas și glasul îi tremură. "Puteam să fi plivit prin gădină și să spăl vasele ălora." Tăcu și apoi începu iar să vorbească, repetând ca o psalmodie cuvintele binecunoscute. "Și să fi venit vreun circ sau vreun meci de baseball, noi ne duceam acolo. Ceam, dă o dracu de muncă." Și ne duceam. Nu ceream voie la nimeni. Și era să fie și un porc și păsări și iarna, sobița aia bună, rotundă. Și când venea ploaia, noi stăm frumos pe lângă ea. Îl orbiră lacrimile. Se întoarse și ieși cu un pas slăit din graj, frecându-și țepii din obraz cu ciotul mâinii. Afară zgomotul jocului încetă. Se înălța voci întrebătoare, se deslănțui tropul de bocanci și bărbați înăvăliră în grajd. Slime și Carlson și flăcăul White și Cali și Crux, mai îndărât, la distanța cuvenită, ca să nu atragă atenția. Candy venea în urma lor și ultimul dintre toți veni George. George își pusese haina albastră de doc și își încheiase nasturii și își trăsese bine pe ochi pălăria lui neagră. Oamenii trecură în galop pe lângă ultimul stănog. Ochii lor o deslușiră în penumbră pe nevasta lui Cali. Se opriră, stătură și se uitară. Apoi Slime se apropie liniștit de ea și îi cercă pulsul. Cu un deget subțire atinse obrazul moartei, apoi vârâ mâna sub ceafa ei ușor răsucită și cu degetele ei palpă vertebrele gâtului. Când se ridică, oamenii năvălirea aproape și tăcerea se sparse. Cali se înspleți brusc. "Știu cine a făcut-o," strigă. "Ăla marele, ticălosul ăla. Sunt sigur că el e. Păi dar toți ăilalți erau afară, jucau potcoave." Se ațâță până la furie. "Pui o mâna pe el. Mă duc să-mi iau pușca. Eu cu mâna mea o să-l omor pe ticălosul ăla. O să-i găuresc mațele. Hai, băieți." Ieși în goană din graj furibund. Carlson zise, "Mă duc să-mi iau și eu pistolul." Și plecă și el în fugă. Slime se îndreptă liniștit către George. "Zic că așa e, că Lenny o fi făcut-o," spuse. "Are ceafa frântă. Lenny era în stare să facă una ca asta." George nu răspunse, dar dete din cap încet. Pălăria îi era atât de îndesată pe frunte că îi acoperea ochii. Slime vorbi mai departe. "Poate la fel ca de data aia la Weed, de care mi-ai povestit." George dete iarăși din cap. Slime oftă. "De, zic că trebuie să-l prindem. Unde crezi că s-o fi putut duce?" Îi trebuie multă vreme lui George până să poată scoate o vorbă. S-o fi dus spre sud," zise. "Noi am venit dinspre nord, așa că dânsul s-o fi dus spre sud." "Zic că trebuie să-l prindem," repetă Slime. George veni mai aproape. "Nu s-ar putea să-l aducem aceea și formă să-l închiză?" "E țignit, Slime, n-a făcut-o din ticăloșie." Slime apropă din cap. "S-ar putea," zise. "Dacă am putea să-l închidem pe Cali, dar Cali ar să vrea să-l omoare. Mai e și acum turbat din pricina mâinii. Și apoi, dacă îl închide și îl leagă și îl bagă într-o cușcă, nici asta nu e bine, George." "Știu," spuse George, "știu." Carlson veni alergând. "Ticălosul mi-a furat pistolul," strigă. "Nu mai e în sacul meu." Pe urmele lui venea Cali, ținând o pușcă în mâna sănătoasă. Se calmase acum. "Ei, sunteți gata, băieți?" făcu. "Are negru o pușcă. Ia-mi neata pe aia, Carlson. Și de cum îl vezi, nu-l lăsa să scape. Trage în burtă, găurește-i mațele, ca să cază imediat." White spuse atâțat. "Eu n-am armă," Cali zise. "Tu te duci la Soledad și aduci poliția. Ia-l pe Al Wilts, ajutorul de șerif.
Acum hai să mergem. Se întoarse bănuitor către George. Nata vii cu noi, băiete. Da, viu, zise George. Dar ascultă aceea, Cali. Bietul băiat e țignit. Nu-l împușcați. N-a știu ce faci. Să nu-l împușcăm? Urlă Cali. A luat pistolul lui Carson. Te crezi că o să-l împușcăm? George spuse moale. Poate să-l fi pierdut Carson, pistolul ăla. Azneață l-am văzut, spuse Carson. Aș, mi l-a luat ăla. Slime sta uitându-se în jos la nevasta lui Cali. Cali, spuse, n-ar fi mai bine să stai tu aceea cu nevastă ta? Cali se încinse la față. Ba mă duc, zise, eu cu mâna mea o să-i găuresc mațele ăluia, cu toate cam numai o mână. Eu o să-l prinz. Slime se întoarse către Candy. Atunci stai dumneata aceea cu dânsa Candy. Noi ăștia l-alți am face bine să plecăm. Se urniră din loc. George se opri o clipă alături de Candy și amândoi o priviră pe fata cea moartă până când Cali chema. Hei, George, fă bine și ținte de noi să nu gândim că ai avut și tu de-a face cu chestia asta. George se luă încet după ei. Picioarele îi se târau grele. După ce plecară, Candy se ghemui în fân, tot uitându-se la fața nevestei lui Candy. Bietul nerod, spuse cu blândețe. Zgomotul cetei de bărbați pierea. În grajd se lăsa treptat întunericul. Între stănoagele lor, cai tot mișcau pe loc din picioare și își zornăiau lanțurile. Moș Candy se culcă în fân și își acoperi ochii cu brațul. Capitolul 6. Ochiul de apă adâncă și verde de pe râul Salinas se așternea liniștit în după amiaza târzie. Soarele părăsise valea și suia povărnișurile munților Gabilan, iar crestele erau scăldate în lumina trandafirie. Dar lângă lacul de printre sicomorii cu coaja pestriță se lăsase umbră pașnică. Un șarpe de apă luneca în susul lăculețului, răsucindu-și capul ca un periscop dintr-o parte în alta. Străbătu în not lungimea ochiului de apă până ajunse la picioarele unui stârc care sta neclintit la un vad. În tăcere, capul și pliscul stârcului săgetară în jos și îl culeseră din apă, apucându-l de cap, iar pliscul înghiți micul șarpe pe când coada îi se zbătea încă frenetic. Susură o îndepărtată pală de vânt și o răbufnire străbătut creștetele copacilor ca un val. Frunzele sicomorilor se răsuciră cu partea argintie în sus, frunzișul uscat ca feniu de pe jos se lăsă dus de vânt câțiva metri. Șir după șir, vălurelele iscate de vânt săltau la suprafața verde a lacului. La fel de brusc cum se iscase, vântul se potoli și peste luminiș se lăsă iar liniștea. Stârcul sta neclintit lângă vad în așteptare. Alt șarpe de apă înnotă pe lac în sus, răsucindu-și capul ca un mic periscop dintr-o parte într-alta. Deodată, ieșind din hățiș, se ivi Lenny. Pășea binișor cu mișcările prudente ale unui urs ce se furișează. Stârcul bătu aerul cu aripile, se desprinse de pe apă și se îndreptă în zbor spre partea de jos a râului. Micul șarpe lunecă în lăuntrul trestiilor de pe malul lacului. Lenny veni liniștit până la marginea ochiului de apă. Îngenunche și bău, abia atingând apa cu buzele. Când înapoi a sa frunzișul uscat, părâi la trecerea unei păsăruici, capul îi țâșni în sus și el își ascuți ochii și urechile spre acel zgomot, până ce văzu pasărea. Apoi își plecă iar capul și bău mai departe. Când termină, se așeză pe mal, întorcând puțin spatele apei, încât să poată supraveghea intrarea în cărăruie. Își cuprinse cu mâinile genunchii și își culcă bărbia pe ei. Lumina se tot înălța și pe măsură ce părăsea valea, crestele munților păreau să se încingă de o vâlbătaie tot mai vie. Lenny spuse încetişor, nu uitai, te crezi, a furisit să fiu. M-a ascuns în hățiș și l-aștept pe George. Își trase pălăria adânc pe ochi. George, ar să mă ocărască rău, spuse. George, ar să zică că ce bine ar fi să fie el singur, să nu-i mai fac eu necazuri. Întoarse capul și privi crestele luminate ale munților. Pot să mă duc colo sus și să-mi caut o pește, răzise. Și continuă mâhnit. Și niciodată nu o să mai mânc zeamă de roșii, dar nu-mi pasă. Dacă George nu mă vrea, eu pot să mă duc, pot să mă duc. Și apoi se ivi din capul lui Lenny o bătrânică mică și grăsulie. Purta ochelari cu lentile bulbucate și un șorț enorm de ațică în pătrățele, cu buzunare, și tot ce avea pe ea era scrobit și curat. Stătu în fața lui Lenny, își puse mâinile în șolduri și își încreți fruntea către dânsul amustrare. Și când vorbi, vorbi cu vocea lui Lenny. Ți-am spus și iar ți-am spus, zise ea. Ți-am tot spus mereu, ascultă de George, fiindcă-i băiat tare de treabă și atâta de bun cu tine, dar tu niciodată nu iei aminte. Și mereu faci lucruri rele. Și Lenny îi răspunse. Mi-am dat silința tușă, Clara. Mereu mi-am dat silința tușă, dar până la urmă iar am greșit. Tu niciodată nu ții seama de George. Urmă dânsa a vorbit cu glasul lui Lenny. El mereu a fost bun cu tine. Când are câte o plăcintă, totdeauna îți dă ție jumate, ori și mai mult ca jumate. Și când se întâmplă să fie zeamă de roșii, e în stare să-ți dea și toată porția lui. Știu, spuse Lenny cu glas jalnic. Mi-am dat silința tușă, Clara, mereu mi-am dat silința tușă. Ia, îi tăie vorba. Ar fi putut toată vremea să o ducă tare bine dacă nu erai tu. Își lua plata și se ducea să-i tragă un chef la vreo casă cu târfe și putea să șează într-un local
și să joace câte o partidă de biliard, dar el săracul trebuie să vază de tine." Lenny gemu de mâhnire. "Știu, tușă, Clara, știu, tușă. O să mă duc sus la munte și o să-mi găsesc o peșteră unde să trăiesc. O să stau acolo ca să nu-l mai supăr pe George." "Zici tu așa," răspunse ea sever. "Mereu zici așa, dar știi foarte bine ca un ticălos ce ești, că nu o să o faci niciodată. O să stai mereu acilea și o să-l fierbi pe George într-una, bietul băiat." Lenny zise. "Dar pot și să plec, că George acum tot nu o să mă mai lase să îngrijesc iepurii." Tușa Clara dispăruse și din capul lui Lenny ieși la iveală un iepure enorm. Se așeză în coadă în fața lui și mișcă din urechi și își zbârci nasul spre dânsul. Și tot cu glasul lui Lenny vorbi. "Să îngrijești iepurii," spuse disprețuitor. "Ticălosule și nebunule, nu ești vrednic nici să-i lingi încălțările la niciun iepure. Ai uitat de ei și ai lăsat să flămânzească. Asta îi face. Și porma, ce-ar zice George?" "Ba n-aș uita," răspunse Lenny cu glas tare. "Pe dracu n-ai uita," îl contrazise iepurele. "Nu meriți nici funia cu care să te spânzure. Dumnezeu știe că George a făcut totdeauna tot ce a putut ca să te scoasă de la ananghie. Dar degeaba. Dacă crezi tu acum că o să te lase George să vezi de iepuri, înseamnă că ești și mai țicnit decât erai. Nu o să te lase. O să-ți tragă o ciomăgeală de mama focului, aia o să facă, să scoată răutatea din tine." Acum Lenny se apără cu vehemență. "Ba deloc, George nu o să facă una ca asta. Eu îl cunosc pe George, nici nu mai știu de când. Și niciodată n-a dat cu bățul mine. El e bun cu mine. N-ar să fie rău nici acum." "Ei, da, acum s-a săturat de tine până în gât," spuse iepurele. "O să-ți tragă o bătaie de mama focului și ar să plece și ar să te lase." "Ba nu, n-ar să mă lase," strigă Lenny înnebunit. "Nu o să facă una ca asta. El un se duce, se duce cu mine împreună." Dar iepurele tot repeta încetişor într-una. "Ar să te lase, ticăloș și nebun ce ești. Ar să te lase singur. Ar să te lase." Lenny își astupa urechile cu amândouă mâinile. "Ba n-ar să mă lase. Îți spui eu că nu." Și strigă. "Oh, George, George, George." George ieși liniștit din hățiș și iepurele o zbughi înapoi în creierul lui Lenny. George spuse liniștit. "Ce naiba zbieri așa?" Lenny se sculă în genunchi. "N-o să mă lași, George, nu-i așa? Știu eu că n-o să mă lași." George se apropie țeapăn și se așeză lângă el. "Nu, știam eu," strigă Lenny. "Tu nu ești dăia." George tăcea. Lenny spuse. "George, iar am făcut ceva rău." "N-are nimic," a spuse George și rămase iar tăcut. Doar vârfurile cele mai înalte ale munților mai erau luminate de soare. Valea se cufundase în umbră albastră și line. Din depărtare răzvi larma unor bărbați care strigau unul către celălalt. George întoarse capul și ascultă acele strigăte. Lenny făcu. "George, nu mă ocărăști? Ce să te ocărăsc?" "Păi, cum mă ocărai totdeauna? Nu spui să nu te am pe tine în cărcă, mi-aș lua ai 50 de dolari?" "Doamne Iisuse, Lenny, din ce se întâmplă nu ții minte nimica și fiște ce cuvânt care l-am spus îl ții minte." "Păi nu mai spui." George se înfioră, spuse țeapă. "Să fiu singur, ce bine aș duce-o." Glasul îi era monoton, fără expresie. "Aș putea să-mi găsesc de lucru și să n-am nicio supărare." Se opri. "Zi înainte," spuse Lenny. "Și la capul unii?" "Și la capul unii mi-aș lua ai 50 de dolari și m-aș duce la o casă cu fete." Se opri iar. Lenny îl privi cu ațățare. "Zi înainte, George, nu mă mai ocărăști?" "Nu," zise George. "Că eu pot și să plec," spuse Lenny. "Pot să mă duc sus la munte și să-mi găsesc o peșteră dacă tu nu vrei să mai stau cu tine." Pe George îl scutură iar un fior. "Nu," zise. "Vreau să stai aceea cu mine." Lenny făcu șire. "Hai zi-mi cum ce ai aldată." "Ce să zic?" "Dă-i la alții de noi," George zise. "De-al de noi ăștia e singur pe lume. Muncește până adună un ban și apoi le curge printre dește ce a adunat. N-are pe nimeni pe lume să le poarte de grijă cât de cât." "Dar noi nu suntem așa," strigă Lenny fericit. "Acu zi de noi." George tăcu o clipă. "Dar noi nu," zise. Fiindcă eu te am pe tine și eu te am pe tine. De-aia, că ne avem unul pe altul să ne purtăm de grijă," strigă Lenny triumfător. Vântul de seară adie peste luminiș și frunzișul fâșii și vălurelele săltară la suprafața ochiului verde de apă. Și strigătele de bărbați răsunară din nou, de asta dată cu mult mai aproape ca mai înainte. George își scoase pălăria de pe cap. Spuse cu voce tremurândă. "Scoateți pălăria, Lenny, să simți ce plăcut e aerul." Lenny, ascultător, își scoase pălăria și o așeză jos în fața sa. În vale, umbra se făcuse mai albastră și seara se lăsa repede. Vântul aducea dinspre hățiș zgomot de crengi strivite. Lenny se rugă. "Spune cum o să fie." George ciulise urechea la zgomotul îndepărtat. Pentru o clipă luă un ton rece și liniștit, de parcă ar fi fost vorba de o treabă de făcut. "Ia uite peste apă, Lenny, și eu ți-o-i spune, de ți-o părea că vezi cu ochii." Lenny întoarse capul și se uită dincolo de apă și în sus, spre coastele întunecate ale munților Gavilan. George începu. "O să ne cumpărăm un locșor al nostru." Băgă mâna în buzunarul hainei și scoase pistolul lui Carlson. Îl despiedică și puse mâna și pistolul jos pe pământ, în dărătul spatelui lui Lenny.
Se uită la ceafa lui Lenny, cercetă locul unde șira spinării se îmbină cu craniul. Un glas de bărbat strigă din susul râului și un alt glas bărbătesc răspunse. Hai, zi, făcu Lenny. George ridică pistolul, dar îi tremura mâna și o puse iar jos. Hai, zi, îmbie iar Lenny. Zi cum o să fie. O să ne cumpărăm un locșor al nostru? O să avem ferma noastră. O să avem o vacă, spuse George. Și o să avem poate și un porc și o să avem găini. Și pe lângă casă o să avem un petec de luțernă pentru iepuri, strigă Lenny. Pentru iepuri, repetă George. Și eu o să îngrijesc de iepuri și tu o să îngrijești de iepuri. Lenny chicoti fericit. Și o să trăim în belșug din rodul pământului. Chiar așa, Lenny întoarse capul. Nu, Lenny, uite acolo peste apă, ca să ți se pară că vezi locul ăla al nostru. Lenny se supuse. George își plecă iar ochii spre revolver. Se auziră acum pași troznind prin hățiș. George se întoarse și privind acolo. Hai, George, zi, când îl luăm? Acuși nu mai e mult. Eu și cu tine. Tu și cu mine. Toți or să fie buni cu tine, o să se termine cu necazurile. Nimeni n-ar să mai facă rău nimănui și n-ar să-i mai ia Nica. Lenny spuse, credeam că ești supărat pe mine, George. Nu, zise George. Nu, Lenny, nu supărat. N-am fost niciodată supărat pe tine și nici acum nu-s. Asta s-o știi. Larma se apropie acum. George ridică arma și ascultă glasurile. Lenny stărui. Hai să o facem mai repede. Hai să luăm acu locul ăla. Da, sigur, chiar acum. Trebuie să o fac. Trebuie să o facem. Și George ridică arma și o strânse puternic și apropie țeava de ceafa lui Lenny. Mâna îi tremura tare, dar fața îi se înnăspri și mâna se întări. Apăsă pe trăgaci. Trăsnetul detunăturii bubui până sus pe coastele munților și hăui iar înapoi. Lenny zvâgni și apoi se lăsă domol înainte cu fața pe nisip și rămase acolo neclintit. George se înfioră și privi arma, apoi o a zvârli departe de el, înapoi pe mal, în apropierea mormanului de cenușă veche. Hățișul părea plin de strigăte și de zgomot de pași repeziți. Vocea lui Slime răcni. George! Unde ești, George? George ședea țeapăn pe mal, cu ochii la mâna lui dreaptă care le pădase arma. Ceata năvăli în luminiș și Cali era în frunte. Cali îl văzu pe Lenny zăcând pe nisip. L-a achitat, zău! Trecu aproape și se uită jos la Lenny, apoi se uită la George. Drept în ceafă, spuse îmblânzit. Slime veni de-a dreptul către George și se așeză alături de el foarte aproape. Nu-ți fă inimă rea, zise Slime. Sunt lucruri care trebuie să le facă omul când n-are încotro. Dar Carlson sta aplecat asupra lui George. Cum făcuși? Întrebă. Uite așa, o făcui, zise George, ostenit. Avea la el pistolul meu? Îl avea. Și tu ai pus mâna pe el și l-ai luat și ai tras în el? Așa am făcut. Glasul lui George devenise aproape șoptit. Se uita țintă la mâna sa dreaptă care ținuse arma. Slime îl apucă de cot. Haide, George, vino cu mine să bem ceva. George se lăsă ajutat să se pună pe picioare. Da, să bem ceva. Slime spuse, trebuia să o faci, George. Îți jur că trebuia. Haide, vino cu mine. Îl duse pe George până la intrarea în cărăruie și de acolo în sus spre șosea. Cali și Carlson priveau după ei. Și Carlson spuse, ce dracu o fi având ăștia doi? Ați ascultat? Șoareci și oameni, de John Steinbeck. A citit Maria Enache. Octombrie 1987.